Vă aștept pe toți, duminica aceasta, 6 februarie 2022, în fața Parlamentului Republicii Moldova, orele 12, la Cafea cu Rize, se ține în fața Parlamentului de data asta, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt numărul 105. Vă aștept pe toți, duminica aceasta, 6 februarie 2022, în fața Parlamentului Republicii Moldova, orele 12, la Cafea cu Rize, se ține în fața Parlamentului de data asta, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt numărul 105. Vă aștept pe toți, duminica aceasta, 6 februarie 2022, în fața Parlamentului Republicii Moldova, orele 12, la Cafea cu Rize, se ține în fața Parlamentului de data asta, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt numărul 105. Bună seara, prieteni! Bună seara, Moldova! Dobri večer, druzia! Îi salutăm și pe cei din România și de pe celelalte meleaguri și îmi cer scuze pentru întârziere, le-am și spus. Am avut aici niște dezbatere aprinse, au mai venit niște prieteni, niște colegi de partid și da. Le-am zis, haideți să începem că ne așteaptă poporul, prieteni. Bună seara tuturor, dragii mei. Iată, am un trabuc pe care, o nouă gamă, Perla del Mar. Să-l încercăm. E o serie bună, cică, de trabucuri. De la băieții ăștia, de la Churchill Cigar Club, ați văzut. Postarea mea, că de acolo mi-au. De aici, de la Șuseva, cum ziceți voi aici la Chișinău, numărul 88. Prieteni, vă salut pe toți. E o seară explozivă. Ați văzut ce ne pregătim. Ne pregătim să schimbăm și noi Moldova, prieteni. Să arătăm că suntem o forță. Oh, doar așa, pe Facebook, pe YouTube. Hai să le arătăm golanilor că fără noi n-au cum. N-au cum să meargă ei niciodată să mai își bată joc de Moldova. Noi decidem, prieteni, noi. Noi, marea majoritate, trebuie să decidem. Fără noi, gata. Nu se mai poate continua în țara asta la nesfârșit cu furăciunile, prieteni. Cu ăștia care, da, vai noroc, a? Noi nu contăm, prieteni, pentru ei. Noi nu contăm, suntem zero barat în mintea lor. A, să vă mai vorbesc și ei pe YouTube, mai vorbesc, da? Hai să vă văd duminică, prieteni. Hai să vă văd. Dacă vă pasă cu adevărat de Republica Moldova, haideți, prieteni, duminică la ora 12 vă invit la cafea. La Cafea cu Rize. Se ține în fața Parlamentului Republicii Moldova. Salutăm pe Nicolae, pe Ionuț, pe Grișa, pe Ilie, pe Liuda, da? Grigori, salutare, Viorel, Vasea. Îi salut pe toți prieteni, pe Lilia, pe Tamara, pe Alexei, pe Natalia, Ștefan, Andrei, Denis, Lidia, da, nu mi-a pus nimic înăuntru Lidia. Bună seara, Stella, Jack, Roberto, Andrei, da, mulțumesc mult, dragii mei, pentru mesaje, Vlad, ceau de la Brescia, da, Sorina, bună seara, Oleg, Ion, bună seara tuturor, prieteni, bună seara și... Vă mulțumesc că m-ați așteptat să ne vedem. Tania, bună seara, da, nu trebuie să vă speriați. Sunt aici numai că am avut o scurtă întâlnire și de partid înainte și am mai discutat puțin pentru că e normal, n-avem timp cu atâta nebunii peste noi. Salut pe Richard de la Miami, hello bro. Svetlana, bună seara. Ionuț, Igor. Tuturor, dragii mei, Elena, Yuri din Canada, te salut și eu.
Ilie, bună seara, Ilie. Luca, Radmir, da, îi trimitem un vibrator, o punem pe ala, pe vagabonda aia, pe notara aia care mi-a furat mie ochelarii, pe ciorditoarea aia, să-i ducă chiftele acum lui bărbasul acolo, a? Băi, prieten, cum să adevărăți toate spuse de rize? Pentru că, știți, rămân surprins. Când au făcut golăniile astea prin 2000, când era? 2011, 2012, 2013, 2014. Bă, prieten, au trebuit să treacă 8 ani de zile. Nimeni n-a făcut nimic aici. Procurorii nu au știut 8 ani de zile. A venit Rize acum o lună jumate să le spună. Să le aducă aminte ce s-a întâmplat cu 8 ani. Cum s-au cumpărat deputații? Cum, câte milioane a luat fiecare? Câte al milioane a luat? Să pună rege. Povezile că Rize vorbește pe probe. Da, prieteni. Asta e realitatea. Tot ce a trecut în toate partidele, că mai avea puțin și stătea și în toate partidele din... Nu sună, dați mai tare. E ok sunet? Nu? Vă aștept pe toți, duminica aceasta, 6 februarie 2022, în fața Parlamentului Republicii Moldova, orele 12, la Cafea cu Rizea, se ține în fața Parlamentului, de data asta, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, numărul 105. S-a rezolvat. S-a rezolvat problema cu sunetul și vă mulțumesc. Sper că se aude bine. Da, Valentina? Tania? Salut, Ionele. Vasile, cred că e în regulă acum, da? E ok, Dumitru. Sper, ia uite ce număr acolo, 666. 1519 de intrări. Numai pe YouTube. Deja la Facebook 200 și pe platformă 215. Hai, prieten, că e bine. Aproape 2000 în primele 5 minute, 10 minute, a? Bravo. Ne așteaptă o seară savuroasă. Pentru că, da, prieteni, s-a întâmplat până la urmă. Se întâmplă lucrurile pe care Riza le aduce în atenția opiniei publice. Nimeni n-a vorbit de asta. Nimeni, prieten, niciun trus de presă, niciun site... Dar așa zic jurnaliști. Bă, prieteni, măi, Rize are curajul ăsta să spună lucrurilor pe nume. Au venit și ei astăzi, a? Să-i vedeți azi cum s-au înghesuit la război. Mulți vitese arată. Ați-ai dracu cu rațele voastre mute. Mute la toate hoțiile de aici. Și cum luați bani voi din toate părți? Ați văzut-o pe alare și nu mai e vocală pe Facebook. I-am tăguit-o azi. E moartă pe Facebook. Ea care e cea că își plătește impozitele. Rația e dracu, nu v-am dat eu, prieten, că ăștia s-au îmbogățit pe spatele vostru. Pentru ce au fost acuzați toți azi? Pentru ce a zis Rizea, îmbogățire ilicită? Toți, golanii ăștia, că le-am arătat casele, care nu sunt pe numele lor și n-au justificări pentru ele? Că a furat Reșetnikov parlamentari de la Partidul Comunist și cu Vitiuc și cu Ivanov, cele două grupări și-au luat milioane? Am înțeles. Chiar ce a zis Rizea, au fost astăzi acuzațiile
aduse de procurori pentru a-i reține. Ia uite ce coincidență, nu? Hai să vedem materialul de dimineață, pentru că imediat, că văd că... Hai să punem totuși materialul de astăzi, prieteni, ca să le arătăm moldovenilor. Că iată, ce spune Riza se întâmplă. Mai greu, dar se întâmplă. Culmea, ce spun doar eu? Că văd că... Și le-am atras atenția procurorilor și aseară. Să vedeți ce vă așteaptă. Arestări de procurori curând. Uitați-vă bine la mine. Că voi v-ați bătut joc și faceți petreceri. Că vă arată Rizea unde au petrecut procurorii vineri seara. Vă arăt eu în emisiune imediat. Hai să vedem unde am fost de dimineață azi. Unde mi-am început ziua. Bună zi, bună dimineața, prietenu, bună ziua, nu? Sau bună ziua pentru unii, că deja a trecut dimineața. O dimineață interesantă astăzi, la Chișinău. Prieteni, iată că dezvăluirile lui Rize mișcă lucrurile din loc. Unde sunt eu acum? În fața casei, făcută din bani furați pe care doar eu am devolat, o intersecție strada Cireșilor cu George Meniuc, această casă de 1 milion de euro al lui Vadim Vitiuc, cel arestat astăzi pentru îmbogățire ilicită. Ce interesant! Nu? Ăsta al partidului Șor. Va vorbi Riza de Vitiuc? Cred că am făcut alergie de cât am vorbit de golanul ăsta de la Bălți. Vadim Vitiuc, dă nevastă sa cu salonul unde, știți, am prins-o acolo și punea mâinile la ochi. La Grace. Cu fisa la Londra care spală bani într-un offshore. Cu fetele asociată cu surorile, cu cele două surori, fetele unui criminal aflat în pușcărie. În Rusia. Da, prieteni? A? Iată că lucrurile se adevăresc. Vadim Vitiuc a fost reținut astăzi. Reținut aici la Chișinău. Pentru ce? Pentru îmbogățire ilicită. Doar Riza v-a arătat adevărul. Nimeni din presa moldovenească, toate scursurile astea, Rață, Gonța, Bogza, toate panaramele astea care vă manipulează, nu mai zic de site-urile, a? Care hămăie imediat când e vorba de Riza. Dacă e vorba de adevărurile spuse de Riza, tac. Tac pentru că deranjează, pentru că ei sunt cei plătiți de ăștia de la Partidul Șor. Din banii furați moldovenilor, parașuta Tauber, Ivanova asta, Golanca asta pe care o propunea unii la președinție. Stați că am dezvăluit, n-am avut timp să mă ocup și de vagabonda asta de Ivanov. Să vă zic eu ce fete are, ce parașute are și pe unde sunt angajate. Tot pe banii voștri fraieri, de fraieri. Că voi stați acasă în loc să ieșiți în stradă. Stați acasă. Și vă lăsați în continuare umiliți de golani ăștia. Să vedeți ce salarii au și nici nu se duc pe la muncă fetele lui Ivanov. A? Lu parașuta bătrână Ivanov. Prieteni, duminică, fiți alături de mine. Că acum vă fac o surpriză. Mai merg pe strada asta puțin. Și mergem și în fața lui Reșednikov. Pentru că surpriză. A fost reținut și Reșednikov, fostul șef al SIS-ului, cu nevasta aia, cu golanca aia, cu panorama aia de ala Reșednikov. Mai știți? Tot Rizea va dezvălui și asta. Ce v-a spus Rizea de casa lui? Că și ăsta e luat pe îmbogățire ilicită. Că a trecut-o pe numele lui soacră sa. Face mă cineva curățenie acum după dezvăluirile lui Rizea, a? Se pare. Se pare că a început marea curățenie. De primăvară, nu de toamnă. Prieteni, doar eu, nu uitați, doar eu am avut curajul să spun lucrurilor pe nume. Și spun în continuare. Eu v-am spus de casa asta, în stil mediteranean al lui Vadim Vitiuc, de 1 milion de euro. Uitați-vă, și-a oprit toate lucrările. De când a fost Rize aici, acum o lună jumate, s-au oprit toate lucrările. Da? Casă cu materiale scumpe. Ia uitați-vă ce e și ce gard are, a? Ce gard are, firea armăsa, dracu, de zici că e gardul de la penitenciarul 13. A? A, uitați, prieteni, a, uitați ce casă de barosan. Țăranul ăsta, papuașul ăsta, a? De Vadim Vitiuc, cu nevastă sa aia, cu panorama aia și cu copiii aia, unul bătăuș de ofițer CNA, îi bate pe ea, le scoate dinții din gură și nu pățește nimic. V-am arătat totul. Vitiucu Antonevici ăsta, de la Bălți. Care au subt în continuare și sug zi de zi contractele. Contractele cu instituțiile statului din zona de nord. Toate sunt la ei, prieteni. Tot ce se face din bugetul statului este căpușat de ei.
Și nu v-am zis eu de Violeta Ivanov? Nu v-am zis eu câtă șpagă a luat? Nu v-am zis eu ca să și cu Vitiuc, ca să-i pună pe aia în funcție acolo? Păi ce dracu, mă, cineva mai spus așa ceva? Ziariști ăștia împuțiți, care se numesc ziariști, care la semnul lui Saulenco, hop, părize, toți site-uri, toți, mamă, gata, bum! Și când a fost vorba de Vadim Cojocaru, de înregistrat, bă, v-am pus pe tavă totul. Rația-i dracu să fii și vă mai pune rizea pe tavă. Stați să vezi ce urmează procurorilor corupți care ați nenorocit țara asta. Stați să vedeți ce înregistrări scoate rizea cu voi. Și de la curve, și cum luați bani, și cum închideți dosarele, și cum faceți voi, faceți voi dosare altora la comandă. Și ce comenzi? Băi, Bobrov, bă, te așteaptă zile grele, Bobrov. Șmecher, a? E, șmecher, tu ajung la PC Cox. Mi-ai făcut tu dosarul ăla cu Andy Spița, a? Ai că apar acum toate. Rația-i dracu de scursurile societății. Golanii ăștia. Au avut procurorii petrecere, dacă nu știți, vineri seara. Ci că e un club Atico. Îl știți aici la Chișinău? Prieteni, 400 de procurori s-au înghesuit pe banii voștri. Ziua procurorului. Rația-i dracu să fiți. Mai bine intram pe acolo să vă dau dracu cu ceva să vă arunc în aer pe toți. Ația-i dracu de scursuri, aveți timp de petreceri. Voi n-ați prins un infractor în viața voastră. Voi n-ați făcut un dosar și vardă de petreceri, mă, golanilor. Auziți, a venit poliția să-i controleze, să vadă dacă se respectă condițiile antipandemie și știți că după ora 22 nu mai poate funcționa niciun local. Da? Că astea sunt, astea sunt măsurile luate de autorități. Ei erau acolo la șprițuri procurorii, la Atico. 400 de vagabonzi, prieteni. Știți ce au făcut? Băie de desene animate, au sunat la 112 că îi sechestrează poliția. Pe de o parte, poliția nu era lăsată să intre. Vă dați seama, păi îi turnau pe ăștia. Începea războiul între clanurile mafiote, clanul polițiștilor cu clanul procurorilor. Și ăia țineau ușa închisă pe partea aia, trăgeau de ușă să nu intre polițiștii și sunau la 112 că sunt sechestrați. Bă, vă dați seama ce a ajuns Moldova. De ziua procurorului, voi n-ați sărbătorit-o? Ația-i dracu, când o veni rizea la putere, băgăm legea marțială. Știți cum o sărbătorim? Ziua procurorului, vă punem pe toți la zid și vă luăm capetele. Ația-i dracu de nenorociți, aveți chef de onomastici, de sărbători pe banii fraierilor de moldoveni, pe banii celor care trudesc și au fugit din țara asta de cauza voastră. A? N-au liniște și s-au distrus sute de familii din cauza voastră. Niște vagabonzi, niște mafioți care v-a spus haină de procuror. Rația-i dracu să fiți de golani. Ziua procurorului, a? Hai că vă dă rizea ziua procurorului curând la toți ăștia care ați nenorocit Moldova. Vă dau. Deci casa lui Vadim Vitiuc, așa, mafiotul de la Bălți, al Ușor, al lui Plahoniuc, golanul ăsta, uitați ce casă, și din profil așa să o vedem. Mamă, ce lungă e în spate acolo, a? A, uitați-o, prieteni, Barosan. Casă de Barosan. Auzi ce materiale scumpe, a? Păi voi n-aveți ce pune pe masă și ăsta își pune ce puneți voi pe masă într-un an de zile numai într-o cameră, prieteni, materiale. A? De-aia ați plecat voi în diaspora. Uite, din cauza asta. Hai să vă duc acum și la Reșetnikov, că tot rizea v-a arătat-o pe viilor aici. Casa pe care a pus-o pe numele lui soacră sa. Și când eu am spus că în declarația de avere zero barat, nu e nimic, prieten, la ăștia. Hai că mă urc acum în mașină și mergem direct pe viilor, prieteni, ca să vedem și casa lui Reșetnikov, că și pe el l-a arestat azi. A? Știți ăla care l-au ars puțin la ochiul maro, cecenii, cărora nu le-a dat bani. Că a luat 3 milioane de la unii când era el șef al SIS-ului, că le rezolvă întrebările și nu le-a mai dat banii la ăia și nici n-a rezolvat întrebările. Și ăia l-au prins după ce n-a fost șef al SIS-ului și l-au îndoi puțin de spate. Ați înțeles? Pe ăla, pe Reșetnikov. Mare, mamă, ce suna el când m-am dus eu la nevastă sa. Mamă, ce intervenții, ce alea. Ați ia dracu de hoți, nu plătiți, mă, și voi în țara asta. A, aici trecem pe lângă Baros, mamă, ce am uitat, asta o face mâine, e vila lui Bodnari. Se pregătește și arestarea lui Vasea, care stă ascuns la Odessa. Nu-i problemă, ne ocupăm și de el mâine. Că azi avem prea mulți infractori pe metru pătrat și îi luăm pe ăștia care tocmai au fost arestați. Și ne oprim acum chiar în fața casei lui Reșetnikov, cel care a fost reținut acum de autoritățile statului
pentru îmbogățire ilicită, pentru că această casă, prieten, după cum Rizea v-a devoalat când la început, în decembrie, v-am spus că această casă, aici opriți, această casă este pe numele lui soacră sa, că soacră sa a fost pensionară toată viața ei. A lucrat, era să zic eu unde, și ce bați venit și voi acum când Riza va arăta astea, nu veneați niciunul. Rația-i dracu să fiți presa. Când Riza va arăta de Reșetnikov și de Golanca, de nevastă sa, voi nu ziceați nimic, tăceați din gură. Acum ia uitați-i, prieteni, au venit aici ca șobolanii. Aia șobolanii, că Riza a venit acum 2 luni să vă arate la Reșetnikov, la ăsta care l-a ars, l-a ars în cur direct cecenii, că trebuia să-i dea banii înapoi, șpăgile și n-a rezolvat întrebările, că trebuie să o spunem, l-a ars în cur, da. Da? Au venit și ăștia cu cursurile astea de pe la televiziunile celor care plătesc, când e vorba de Riza, hop, dar când e vorba să dea înregistrările audio, pentru care noi vom ieși în stradă, ăștia care vrem schimbare, nu vagabonzi ăștia de la presă, da? N-a dat nimeni înregistrarea cu Vadim Coșocaru, că e omul lor. Normal că își rezolvă întrebările la CNA presa cu Vadim Coșocaru. Rația-i dracu să fiți. Vreți solidaritate? Vreți schimbare? Numai cum vreți voi. Mariana Rață, curva asta, și cu Angela Gonța, și cu Natasha Morari, și cu Lorena Boxa. Bă, numai parașute. Ce e, băi, Reșetnikov? Ai pe cineva pe aici, că tu ești la... Tu ești la pușcărie acum. Ai pe cineva pe aici să ne bruieze? Spune. A venit și presa, prieteni. Au și ei curaj acum. Când au văzut că l-a luat pe ăsta. Până acum tăceau mâlc că îi plătea ăsta. Și cu bagabanta, parașuta de nevastă să ai ala Reșetnikov. Dacă nu scotea Rizea astea, venea cineva să ia pe îmbogățire ilicită. Ați văzut la Vadim Vitiuc s-a dus cineva să vadă? Ei nu știu unde e casa lui Vadim Vitiuc. Tot eu v-am arătat-o și acum 10 minute. Știe presa unde e? Nu știe, prieteni, nimeni. Nu știe. Uite, asta e mulțumirea mea. Claxonul oamenilor și semnele pe care ei le fac. Asta contează cel mai mult pentru mine, prieteni. Faptul că voi apreciați munca pe care eu o fac și bătălia pe care o ducem cu sistemul mafios. Da? Ia uitați, a venit presa. Presa. Presa asta manipulată, ăștia care și-au bătut joc de voi atâția ani de zile. Ați văzut-o pe Lorena Boxa, ce bine? Bagă cașcavalul de la voi, de la Fraierii Moldovei. Mariana Rață, se arde cu Viorel Morari. Ați văzut-o că nu mai poartă și a pus asta lentilă de contact. Panorama asta de rață, căci că să fie mai interesantă, că nu-i mai plăcea lui Viorel Morari în pat, se lovea de ochelari ei când o sucea pe o parte și pe alta. Ați înțeles? Și când o dădea pe spate, ci că i-a spart ochelarii. Înțelegeți? Că amândoi poartă ochelari și atunci a zis, măcar tu să n-ai ochelari, Mariana. Asta i-a zis Viorel Morari. Da. Hai, dracu să fiți de golani. Ați venit și voi la spartul târgului. A? Ați venit și voi. Presă. Asta e presa care îi spune presă în Moldova. Niște golani, niște maimuțoi care v-au manipulat mereu moldoveni. De-aia fiți alături de mine. Fiți alături de Rizea duminică, pentru că e singura șansă să arătăm că ne pasă. Dacă vă pasă. Dacă vă pasă, dacă într-adevăr vreți ca Vadim Coșocaru, cel pe care l-ați auzit cum închide dosarele, cu davai noroc, vreți să rămână în funcție, atunci nu veniți. Ce să vă spun? Dar dacă vreți și vă pasă ca, și nu mai vreți ca astfel de oameni să fie în funcții de demnitate publică, în funcții care să decidă viitorul vostru, vă aștept pe toți, duminică, la ora 12, în fața Parlamentului Republicii Moldova, la Cafea cu Rize, pentru ca să solicităm demiterea lui Vadim Coșocaru de către Parlament, pentru că doar Parlamentul, prieten, are această atribuție conform legii. Parlamentul e cel care l-a numit în 11 iunie 2020 pe Vadim Coșocaru, director ajuns la CNA. Și eu de aceea vă rog, veniți alături de mine, să încercăm să schimbăm ceva. Să arătăm tuturor că nu suntem puțini prieteni. Pentru că e asta, cred. Și de asta ne umilesc în continuare. Pentru că ei cred că ce contează. Sunt acolo unii pe Facebook, e Rizea pe YouTube, pe site, pe nu știu ce. Că se uită lumea la el. Da, se uită diaspora la el. Da, ei, pentru ei nu contează asta, prieteni.
Pentru că ei au încă pâinea și cuțitul. Da? De-aia vreau să veniți cât mai mulți, să fiți solidari cu ideea de a schimba ceva în țara asta. Nu uitați, duminică, ora 12, în fața Parlamentului. Să fiți cât mai mulți, pentru că Riza s-a pregătit cu cafea pentru toată lumea și 5.000 de cafele, dacă e nevoie, aducem. Ne revedem diseară, prieteni, orele 20. Fiți alături de mine, fiți alături de emisiunea pe care o realizez pentru voi și de dezvăluirile incendiare cu care voi veni și în această seară. Să aveți o zi frumoasă până atunci, dragi prieteni. Prieteni, în câteva minute veți vedea dovada că Riza a spus de cei 14 deputați transfugi negociați atunci cu Plahotniuc, de Vadim Vitiuc, Violeta Ivanov, grupul lor și separat de Artur Reșetnicu. Veți vedea că Riza a spus exact acum 2 luni că e un aici, un drac aici pe platformă care îmi zice, păi nu, n-ai înțeles, mă, nu e vorba, mă, de case la ăsta. La Vitiuc, da, și de deputați și de îmbogățire ilicită. Dar Riza v-a spus motivul pentru care eu m-am dus la ala Reșetnikov. O să vă aduceți imediat aminte că eu pun dovezile. Aici e pe dovezi. Aici nu e pe cum fac ăștia, rațele mute, să vină după război mulți vitezi să arată. Adică nicio instituție a statului n-a făcut nimic 8 ani de zile. Și ce să vezi, după ce Riza vorbește la o lună jumate se întâmplă. Ceea ce ce trebuia să se întâmple de 8 ani. A? Am vorbit. Am întrebat-o pe Ala Reșetnikov, aduceți aminte, dar o să vă pun materialul filmat. E adevărat că soțul ei a primit, câte milioane a primit, ca să negocieze pentru cei 4 deputați cărora le-a dat așa pe la nas niște câteva zeci de mii la fiecare și el și-a luat gros 1,5 milioane din 2 milioane și ea a primit 10.000 de dolari pe lună de la Borsetca, separat. El și-a negociat și funcție de judecător la Curtea Constituțională. Știți, da? Ăsta, de a fost șef al SIS-ului, după aia s-a dus și la Curtea Constituțională. Părătă Rizea, că Rizea a vorbit de asta. Exact pe asta au fost luați, pe ce a vorbit Rizea. Și fac un apel în seara asta la Procurorul General Dumitru Romu, Procurorul General interimar, pentru că am o notă informativă și am dovada, domnule Procuror General interimar Dumitru Romu, că aveți un procuror în subordine, de la Ștefan Vodă, Vlad Guzic, care a clasat și dosarul de atac Raider din 2009 al firmei Global cu Vitiuc și Antonevici. Și ce să vedeți, coincidență mare, domnule procuror general, în momentul ăsta cel care cercetează penal pe Antonevici este chiar același domn procuror, Vlad Guzic, care a dispus recunoașterea firmei atunci Raider Global Auto. Da, Global Auto, că și-au pus repede un nume, știți cum e, să fie o similitudine acolo cu firma lui Plahotniuc, Global Business, știți, era Center, GBC-ul, știau toți să ducă șpăgile acolo, știți, Global Auto, ne numim și noi, ca să zică lumea că e Plahotniuc în spate. Și a dispus recunoașterea acestei firme, care a făcut atac Raider la Carmes, ca parte civil. Vă dați seama? Același Vlad Guzic. Bă, dar ce coincidență, domnul procuror general. Ăla care le-a clasat dosarul în 2009 pentru atac Raider lui Antonevici și lui Vitiuc, tot ăsta acum cercetează plângerea pentru acel Antonevici. Nu vi se pare curios? Păi prietenul lui. Păi ce o să facă, domnule procuror general? O să, iar moldovenii o să fie umiliți pentru că urmează o clasare? Pe Antonevici ăsta când îl arestați? Pe Raiderul ăsta numărul 1 din nordul Moldovei. Mâna dreaptă a lui Vadim Vitiuc. Când? Haideți să vedem materialele cu Reșetnikov, pentru că am o dezvăluire bombă, care le dau informație procurorilor, că dacă tot îl au acolo în celulă pe Reșetnikov, le mai dau eu să mai îngroașe puțin dosarul. Ca ala, nu mai zici nimic pe Facebook, erai foarte vocală. Îi dădeai mesaje pe Instagram lui Riza. Mamă, de unde ai ochelarii? De unde așa? Dar cum așa? Bă, nu i-am de la măta, era să zic, aia de pe care a spus toate proprietățile pe numele lui maică-ta, dat cu Ludmila, o pensionară. A? Și voi la voi bate vântul, ca la Vitiuc, stătea cu chirie în Chișinău, că el n-avea casă decât aia care v-a devoalat Oriza, că nimeni n-a arătat-o. Aia și-o face pe ascuns din banii furați, 1.000.000 de euro a băgat în ea și a oprit lucrările acum. Hai să vă arăt eu ce am vorbit eu atunci la Ala Reșetnikov, pentru că ea acum se pregătește, face chiftele la ora asta ca să îi le arunce peste gard la izolator lui Reșetnikov. Hai să vă arăt, prieteni, prima parte. Dovada. Bună ziua. Doamna notar, Reșetnikov, Ala este?
Eu că poate? Doar vreau să ne dea o scurtă declarație. Se poate? Se poate? De ce? Deci nu putem să o întrebăm? Aici? Bună ziua, doamna... Da? Bună ziua, doamna notar. Vreau să ne dați o declarație, dacă se poate. E adevărat că ați primit 10.000 de dolari pe lună de la Borsetca pentru că soțul dumneavoastră s-a vândut la Placodiuc? E adevărat? Stai, domnule, puțin, ia uitați! Ia uitați! Uitați-o pe șpăgara asta. E adevărat că toate mașinile și casele le aveți... Le aveți trecute. Le aveți trecute pe numele mamei dumneavoastră dat cu Ludmila? Cum să ies, mă? Voi animalule, mă! Ia uitați, prieteni! Ia uitați-l pe golanul ăsta! Băi, vagabondule, cum e posibil? Băi, hoție! Curva dracului, ce ștârfă! Parașută nenorocită care ai furat Moldova și pe moldoveni cu soțul tău. Cu soțul tău, Artur Reșetnikov, golanul ăla care s-a vândut lui Plahotniuc. Uitați-l, prieten, pe animalul ăsta care l-a dat la o parte. Uitați-l cum arată. Ia uitați, prieten, cum vorbește. Cu voi, cetățenii Republicii Moldova. Ăștia v-au furat. Asta a primit 10.000 de dolari pe lună din 2014 de la Borsetca, pentru că soțul ei, dacă nu știți, soțul ei a fost violat de unii pentru că le-a dat țeapă de 3 milioane de euro, soțul ei a primit 10.000 de dolari pe lună de la Borsetca pentru că s-a vândut. Nu mă interesează, el merită așa comportament, el merită. Și puteți să mă fie... Da, prieteni. Prima parte. Și hai să le răspundem celor care tot zic că eu n-am vorbit de asta. Am făcut preambulul. Nu ala Reșetnikov, te întrebam, pentru că în acea înțelegere globală pe care a făcut-o soțul tău, ca să se vândă lui Plahotniuc, le mai spun în seara asta procurorilor, le mai dau niște elemente. Dacă vor într-adevăr să facă lumină în ceea ce înseamnă activitatea acestui Reșetnikov, da, ce a făcut el? El a fost inițial consilier prezidențial al lui Voronin, înainte de a fi pus șef la SIS de Voronin. Prieteni, am aici o notă informativă. Domnii procurori, dacă se aude, destupați-vă urechile. Știți că atunci când era consilier prezidențial, coordona toate numirile pe ceea ce înseamnă zona judecătorilor? Știți că orice numire a judecătorilor se făcea prin șpăgi de la 25.000 de dolari până la 500.000 de dolari pentru președinte de instanță teritorială? Pentru Chișinău, la orice instanță, șpaga ajungea la 1.000.000 de dolari. Asta făcea Reșetnikov atunci când era mâna dreaptă a lui Vladimir Voronin, președintele Republicii Moldova. Pentru că, da, prieten, Artur Reșetnikov a fost consilier prezidențial și își exercita influența pentru a numi judecătorii în funcții. Întrebați, luați-i pe toți care au fost numiți în acea perioadă, cât a fost consilier prezidențial Reșetnikov, chemați-i frumos pe băieți și o să vedeți că lumea a început să scrie. A început să scrie. Din informațiile lui Rizea, mult lumea a început să scrie serios. Hai să vedem. Că pe dovezi, pe probe. Uitați proba când vorbesc și atrag atenția public de vinderea, de traficarea acelor deputați de la Partidul Comunist în buzunarul lui Plahotniuc. Făcută de Artur Reșetnikov. Ia uitați-l, prieteni, cum face. Doamna. Ia uitați-l pe ăsta cum face. Bă, chiar ție tot se poate momentul ăsta? Nu se poate. Vrem să știm adevărul. Care adevăr? Sau, domnule, ei trăiesc din bani.
domnule, ați intrat într-o încăpere. E o încăpere publică aici. Domnule, e notaria publică. Eu am tranzacția acum. Așa, stă, vă las, intrați acolo. Dar de ce? Făceți-vă treaba. N-a dat nimeni, domnule. Eu? Ia verificați, domnule. Cum să dă dumneata invis? Mi-ai dat cu ușa peste... Ai vrut să mă lovești cu ușa. Cum ai vorbit, domnule? Luați camerele. Eu, luați camerele video și verificați. Avem totul filmat. Nu mai mințiți. Mi-a furat un bun. Scoteți, eu n-am pus mâna să iau telefonul sau ochelarii. Mi-a luat ochelarii de vedere. Nu-i nicio problemă. Abia aștept să vină poliția. Abia aștept să vină poliția. Așteptăm poliția. Ne dați ochelarii, nu ieșim nicăieri. Nu ieșim nicăieri. Până nu-mi dați bunul pe care mi l-ați furat. Mi l-ați furat. Mi l-ați furat, nu doamnă, dați-mi ochelarii pe care i-ați furat. V-ați obișnuit să furați dumneavoastră și cu soțul, cu Artur Reșetnikov, golanul ăla care a nenorocit Moldova alături de Plahoniuc și de Dodon. Da, ăla de la comuniști, de la Voronin, care a fost el și șef al SIS-ului. Un vagabond care n-avea una din leu, au ajuns miliardarii Moldovei. Ăștia au nenorocit pe oamenii simpli. Vedeți pe ce nume sunt mașinile care le dețin. Vedeți că n-au dat niciun ban pe ele. Vedeți ce case au pe drumul viilor. Vedeți ce vile și apartamente au la copii luate. Da? Înscrise pe numele soacrei lui Reșetnikov, adică mama acestei hoațe. Pentru că până la urmă Ala Reșetnikov, pe care o vedeți aici, ea ci că trăiește din procurile care le face sau tranzacții. Vă dați seama, da? De aici e averea lor extraordinar de mare. Ea este o hoață. Mi-a furat prieteni ochelarii. Vă dați seama ce disperat. Oamenii ăștia fără să fure nu pot să trăiască. Ăștia sunt acești indivizi. Reșetnikov, familia Reșetnikov. Niște hoți ordinari care s-au obișnuit să prindă în mână orice să ia pentru ei. Asta sunt. Ați înțeles, prieteni? A luat ochelarii. Acum stăm să vină poliția, pentru că până la urmă este un bun personal. Eu nu i-am furat nimic. Vreau să le fur vorbele, să ne spună, să-i fur o declarație, da, cu ghilimelele de rigoare și să ne spună adevărul. Adevărul pe care nimeni nu a avut curaj să-l spună și să-l recunoască. Da. Pentru că ea tot ce a făcut aici și familia ei trăiesc doar din banii care s-au furat. Păi de unde a plătit Plahoniuc 2 milioane de dolari lui ăsta să-i cumpere voturile și grupul de 4 deputați alături de ceilalți 10 în 2014? Anchetează procuratura așa ceva? Întreb, 14 deputați transfugi de la blocul comuniștilor atunci, de la Partidul Comunist, au trecut la Plahoniuc. 10 au fost coordonați de Violeta Ivanov și de Vadim Vitiuc, de ceilalți politicieni corupți, iar 4 dintre ei coordonați de Artur Reșetnikov, care era și el deputat. Omul a luat 1.500.000 de dolari din 2 milioane dați de Plahoniuc, a luat pentru el și 500.000 a împărțit la ceilalți 3 deputați. Iar după, Plahoniuc a făcut o rentă pe care o primea aici această femeie pe care o vedeți acolo, se intitulează notar, o hoață, Ala Reșetnikov, primea 10.000 de dolari, îi aducea borset ca lunar. Și și-a negociat soțul ei inclusiv numirea ca judecător la Curtea Constituțională. Ați înțeles, prieteni, cum se fac banii în Moldova și s-au făcut mereu? Ăștia sunt slugile care îi lingeau tălpile lui Plahoniuc și au ajuns mari bogătași ai Republicii Moldova. Ăștia sunt. Prieteni, ați auzit? Dracule, ai auzit? Cine a vorbit de cei 14 transfugi? Cine a vorbit de sumele de bani? 8 ani n-au făcut nimic. Și au făcut acum. Când a vorbit Rize, acum o lună și jumate. Ce coincidență. A vorbit Rize exact de asta, exact de motivele pentru care au fost arestați ăștia azi? Da? Ai auzit, bă, dracule, ți-ai scos dopurile din urechi? Că îmi spui aici, tot ai intervii aici să spui că n-am vorbit eu, că nu de-aia e arestat. Păi bine, mă, 8 ani de zile ăștia n-au știut de asta? N-au vrut. Decât atunci când punem presiune pe ei.
Când vine presiunea publică, când moldovenii se trezesc încet, încet, se apucă și procurorii de lucru. Am înțeles cum e aici. Deci e meritul vostru, prieteni. Nu e meritul meu. E meritul vostru pentru că mă susțineți pe mine. Și pentru că sunteți solidari cu ceea ce eu spun aici și dezvălui. Asta e. V-am dat dovada clară că Rize a vorbit de asta. Doar Rize. N-ați auzit la nicio altă televiziune nimic. Sume de bani. Renta luată la Reșetnikov, care acum la ora asta îi face chiftele, le prăjește. Să nu-ți sară uleiul pe tine ala. Ai grijă. Să spui șorțul ăla de bucătărie sexy. Și e pregătită să-i arunce chiftelele cu praștia mâine dimineață lui Artur. Asta, mă, că stai liniștită, că rozeta e pregătită lui Artur. Are și vaselină la ele, totul bine. Eu știu că e bine și a ales celula care trebuie. E pe mâini bune acolo. Nu mai, să nu-ți faci probleme. Te deranjează că rulezi acum videourile vechi. Păi e de acum o lună jumate, băi. Băi, e de acum o lună jumate, mă, eu înțeleg că tu găsești motive. Avem pe unul aici, un nebun. Vai de capul lui. Îl lăsăm, prieten, ca să se facă singur de râs și să luați voi atitudine. Pentru că dovezile sunt aici la Riz. Deranjăm mult, prieten. Trolii sunt disperați. Sunt disperați pentru că a început curățenia de primăvară. Și o să vedeți ce urmează. Câți procurori o să vedeți voi arestați în țara asta. Curând. Bobrov și alții. Vadin Cojocaru, toți ăștia, toate panaramele astea cu Davai Noroc. Pe Davai Noroc i-ați umilit pe moldoveni și i-ați trimis să fugă din țară, să plece văzând cu ochii, din cauza că nu-și găseau de muncă aici, din cauza că le cereați culioace, din cauza că le făceați dosare penale. Rați-ai dracu să fiți. Nu vine, mă, ziua plății și pentru voi, mă. Vine ziua, mă, când decontați și voi, mă, în fața moldovenilor. O să vină, curând vine. Prieteni, hai să vedem încă o confirmare a lui Rizea. Ce ziceți? Vă mai dau una, ce s-a întâmplat azi? Că poliția ține la secret. Mamă, dar ce tantam au făcut ei, dar nu spun niciun nume. Hei, Rizea, vă spune numele. Pentru că ce coincidență. Tot Rizea a vorbit de asta. Acum tot așa, vreo lună și ceva, datorită oamenilor care mi-au scris și care au fost escrocați. Escrocați, prieteni, dar știți cum? Ei s-au luat banii, li s-au promis. Ia să vedem cu ce știre a ieșit poliția. Bă, că ăștia pun, sunt facebookiști rău de tot, polițiști ăștia. A? Și ăștia pe la inii, mamă, ce conturi au ei de Facebook, laud acolo, ăștia și poliția de frontieră. Bă, toți vagabonzi ăștia, că nu aveți, mă, timp să stați voi pe Facebook, în loc să vă faceți treaba, mă, pentru care sunteți plătiți din banii moldovenilor, mă, de la bugetul ăsta de stat, pe care îl sărăciți voi zi de zi. Hai, prieten, să vedem cu ce se laudă poliția azi. Azi! Se aude? Se vede materialul video? Hai să-l vedem totuși. Hai să-l vedem. Prieteni, păi nu, n-am cum să... Că poliția minte, adică minte prin omisiune. Ei ascund. Și că au făcut percheziții. Că au descoperit o agenție de turism care... Îi excroca pe moldoveni, le lua banii, îi mințea, le zicea că le dă vacanțe și după aia dispărea. Ea nu ne spune poliția că este firma din raionul Botanica, din sectorul Botanica, că toate dosarele penale ale Alinei Ciorbă, de care Rizea a vorbit, și prietenia pe care o leagă de Carolina Lupașcu, cea care nu dădea curs niciunei plângeri a cetățenilor, pentru că totul a fost premeditat. Alina Ciorbă, al cărui soț, lucrător CNA, și a făcut firma acolo în sectorul Botanica pentru ca toate plângerile după ce i-a dădea țepe moldovenilor să ajungă la Carolina Lupașcu la Procuratura Botanică, care le-a aruncat la gunoi. Și astfel totul mergea perfect, moldovenii erau țepuiți, banii băgați în buzunar, împărțea cu Carolina Lupașcu și era perfect. Bă, poliția nu ne zice un nume. Bă, nu ne zice un nume de firmă. Nu ne zice nimic. Ne arată că ei muncesc. Păi v-a fost frică, mă, pentru că e vorba de Carolina Lupașcu, care a închis ochii la toate plângerile moldovenilor țepuiți? Pentru că e vorba de fata lui Boris Lupașcu, ați avut presiuni să nu spuneți de cine e vorba? Păi de ce, mă? De ce nu spuneți, mă, moldovenilor adevăr? Hai să vedem materialul de astăzi, totuși, dacă se poate. Dacă nu, hai puneți emisiunea unde am vorbit eu de asta, ca să se vadă dovada că...
Vreau să vadă toată Moldova. Că iată, după ce Riza vorbește, lucrurile se întâmplă. Cu toată crișa lor din partea șmecherilor. Cu toate paravanele pe care le au. Și aranjamentele din justiție. A? Poliția face descinderi și nu ne spune unde s-a dus. Nici măcar adresa din Chișinău. Ei se laudă, se împăunează ei că au descoperit ei, nu știu ce-o fi descoperit. Ia uitați-vă la ei. Că poate nu știți. A, nu. V-am vorbit eu de mult de o divă, de fata lui Boris Lupașcu, de procuroarea aia care face dosare la comandă, Carolina Lupașcu, vedeți în stânga? Diva asta. A? Și cu tovarășii ei, o știți pe asta, Albina Ciorbă? Chidală turistică, auziți, prieteni, cine e asta? Hai să vă zic ce au făcut astea două, golăncile astea. Prieteni, Albina Ciorba asta, asta a dat niște țepe pe zona turistică la o groază de familii. Ba nenorocit asta, ia uitați mesajele de la oameni. Asta le lua banii la toți în avans pentru cazare, pentru transport, pentru vacanțe. Pleca lumea la odihnă, să plece lumea la odihnă. Vă dați seama, totul întâmplat în 2019. Multe, multe. Da? Și nu le mai dădea banii înapoi și le zicea cu o zi înainte de plecare, am aici toate declarațiile, prieteni. Da? În Turcia, marea parte din vacanțe, moldovenii vreau să plece și asta avea nu știu ce prețuri. Vă dați seama de dumping. Făcea niște oferte de-astea, mamă, imbatabile, de, îi fraierea pe oameni. Și le zicea la toți cu o zi înainte, asta era rețeta, că e overbooking la hotelul ales. Și în ziua respectivă, oamenii prin intermediul altor cunoștințe verificau în Turcia și erau camere berechet. Dar femeia le dădea țeapă. Și oamenii după aia se adresau să-i dea banii, să le dea banii înapoi. Nu le dădea niciun ban. Toate plângerile ajungeau la, ia uitați-o la asta, la Carolina Lupașcu, prietena ei. Și toate, iremediabil, se închideau toate dosarele. Că poate nu știți. V-am vorbit eu de mult de o divă, de fata lui Boris Lupașcu, de procuroarea aia care face dosare la comandă, Carolina Lupașcu, vedeți în stânga? Diva asta. A? Și cu tovarășii ei, o știți pe asta, Albina Ciorbă? Chidală turistică, auziți, prieteni, cine e asta? Hai să vă zic ce au făcut astea două, golăncile astea. Prieteni, Albina Ciorbă asta, asta a dat niște țepe pe zona turistică la o groază de familii. Ba nenorocit asta, ia uitați mesajele de la oameni. Asta le lua banii la toți în avans pentru cazare, pentru transport, pentru vacanțe. Pleca lumea la odihnă, să plece lumea la odihnă. Vă dați seama, totul întâmplat în 2019. Multe, multe, da? Și nu le mai dădea banii înapoi și le zicea cu o zi înainte de plecare. Am aici toate declarațiile, prieteni. Da? În Turcia, marea parte din vacanțe, moldovenii vreau să plece și asta avea nu știu ce prețuri. Vă dați seama de dumping. Făcea niște oferte de-astea, mamă, imbatabile, de, îi fraierea pe oameni. Și le zicea la toți cu o zi înainte, asta era rețeta, că e overbooking la hotelul ales. Și în ziua respectivă, oamenii prin intermediul altor cunoștințe verificau în Turcia și erau camere berechet. Dar femeia le dădea țeapă. Și oamenii după aia se adresau să-i dea banii, să le dea banii înapoi. Nu le dădea niciun ban. Toate plângerile ajungeau la, ia uitați-o la asta, la Carolina Lupașcu, prietena ei, și toate, iremediabil, se închideau toate dosarele. Oameni păgubiți, zeci de oameni păgubiți. Soțul ei fost angajat al CNA-ului, Artur Ciorbă. A? A, uitați, prieteni, mai devoalăm niște furăciuni de-astea ale procurorilor de aici. Deci Artur Ciorbă ăla era la CNA, nevastă s-a dădea țepe turistice sub agenția Meridian, nu știu care, erau pe aici trecute toate. Prieteni, hai să vedem pe într-o fotografie. Ați văzut dovada? Vă dau știrea de azi pe site-ul Poliția Republicii Moldova. Pe Facebook-ul lor au de toate. Poliția a deconspirat o schemă de escrocherie la o agenție de turism din capitală. Directorul și managerul reținuți, dar procurorul care n-a dat curs plângerilor și a acoperit și a clasat dosarele, nu e reținut?
Ofițerii Direcției Investigații Complexă a INI, în comun cu angajații Direcției Generale, Urmăriri Penale și Procurorii Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale au investigat acțiunea de escrocherie în cadrul unei cauze penale începută în luna noiembrie. Luna noiembrie 2021, aoleu, când a vorbit Rizea? Bă, chiar așa, când a vorbit Rizea, exact în noiembrie 2021 ați început? În temeiul bănuielii rezonabile de comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 190 aliniatul 5 din Codul Penal. În cadrul acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au constatat că în perioada anilor 2019-2022, factorii de decizie a unei agenții de turism din municipiul Chișinău împreună cu alte persoane au creat o schemă bine determinată prin care dobândeau ilegal sume bănești sub pretextul acordării serviciilor de turism, neavând intenția de a-și onora obligațiile contractuale asumate. Drept urmare, cel puțin 42 de persoane au avut de suferit, prejudiciul total estimat este de peste 2 milioane de lei. Prietene, asta s-a întâmplat. Prin urmare, la 1 februarie, grupul de urmărire penală a efectuat ieri, dar astăzi au dat publicității, 2 februarie, pe site-ul lor, 8 percheziții la domiciliile bănuiților, precum și mijloace de transport de unde polițiștii au depistat și ridicat acte contabile, dispozitive electronice de stocare a datelor, înscrisuri de ciornă, tehnică de calcul și alte mijloace probatorii. 2 februarie 2022. A? Cum e, mă, prieteni? În noiembrie 2021 s-a sesizat. Ați văzut mesajele pe care mi le-au dat moldovenii țepuiți? Le-ați văzut acolo că am pus prin screen-uri în înregistrarea pe care ați văzut-o mai devreme din emisiunea mea din luna noiembrie, de la începutul lunii noiembrie. Ce coincidență, nu-i așa? Sau tot nu de la Rizea, nu? Ce coincidență, prieteni. Vedeți? Hai să punem prin screen cu titlul astăzi, dacă se poate. Lăsați uniforma cu glugă a vagabonzilor ăstora de la INI, că ăștia sunt niște golani care acum n-au mai avut ce să facă. Pentru că opinia publică a aflat prea multă lume, dar ei nu spun unde, prieteni. În tot comunicatul lor nu e un nume de firmă. Bă, dar de ce e acoperism atâta? Că e vorba de lupașcul la mijloc? De mafia din justiție? De ce nu spuneți, mă, numele? Unde ați percheziționat, mă? La cine? Nu ne spuneți, mă, și nouă. Ați făcut voi, vă dați, ia uite-i, prieteni. Titlul de azi, 2 februarie 2022, pe site-ul poliției. Dar nu ne ziceți, mă, cine-i managerul reținut? Cine-i directorul reținut? Să știți, noi, despre ce firmă e vorba. Ce țineți, mă, la secrete? Secret de stat? S-au vândut secrete de stat acolo, mă? Sau bilete la hotel și de avion? Ați ai, dracu de polițiști. A? Vă faceți că lucrați și acum clasați dosarul, ascundeți, aia facem puțin așa, agitație. A? Că Moldova așteaptă să-i vadă pe ăștia. Că trec și 72 de ore și tot acolo la celulă rămân. Nu eliberați voi sistemul mafiot și pe ăștia. Îi duceți acasă pe Reșetnikov și pe ăștia? Pe Vitiuc? Și pe Ivanov aia? Cam uitați-vă zic de Ivanov aia. Hai să vă dea Rizea o probă. Că tot Rizea a vorbit, pentru că anul trecut. Da, de Ivanov. Ați auzit cu Vitiuc, cu Ivanov, cu grup. Anul trecut Autoritatea Națională de Integritate. În februarie, băi, exact acum un an de zile, 2021, ce ne spune Autoritatea Națională de Integritate? Ce a constatat, Ani? Luxul familiei deputatei transfuge Violeta Ivanov este indicat corect în declarațiile de avere. Să vă fie rușine, Autoritatea Națională de Integritate. Și vine Rizea cu dezvăluiri zilele astea, să vedeți ce viață de lux duc fiicele lui Violeta Ivanov și unde lucrează și din ce firmă și pe ce salarii. Aici a statului, că e la un bun al statului, care a fost preluat de către Ilan Șor și nici nu se duc la muncă și câștigă 10.000 de lei pe lună. A? Vă arată Rizea tot zilele astea, că avem prea multe prieteni. Nu putem să ne ocupăm chiar așa, să stăm până dimineața ca să facem în continuare. Și nu ne-ar, și tot ar fi puțin. Ia uitați, prieteni, Autoritatea Națională de Integritate anul trecut, februarie, 1 februarie 2021, intrați pe net. Ia uitați, spunea luxul familiei Ivanov este legal. Nu e nicio problemă cu averea lui. Averea ei. Și astăzi e. Opa, astăzi e? Am înțeles. Bravo. E, mă bucur că Rizea v-a deschis ochii sau v-a obligat să-i deschideți. Ăștia de la procuratură v-a spus niște scobitori de alea la ochi să stați cu ochii deschiși. Vi le-a dat poporul moldovean. Ăștia care i-ați umilit și umiliți în continuare zi de zi.
și s-au săturat de abuzurile voastre. Țineți-vă scobitorile pe ochi, că voi de obicei închideți ochii la. Da, prieteni, vedeți? Tot, n-a zis Rizea, nu? Și de aia cu agenția de turism și de ăștia cu 14 transfugi. Vedeți? Anul trecut ziceau că e tot în ordine cu ăștia. Ce instituții ale statului. Ce frumos. Cum îi albeau ei pe ăștia. Mamă, mamă, ce poză frumoasă de familie. Toți din bani furați. Tot ce vedeți pe ei. Și chiloții care iau pe ei toți de bani furați. Tot. Ivanov asta. A? Panorama asta o puseseră ăștia candidat la președinția Moldovei. Bați nebunit. A? A luat asta la saltele. Mamă, mamă, ce s-a tăvălit și asta cu toți. Cu toți. Asta parașută, ca și Tauber. Mamă, mamă, la competiție trebuia să intre asta în final. Prieteni, hai să vedem ce s-a întâmplat vineri seara. A? Mare petrecere, mare baroseneală. A? Păi a fost ziua procurorilor. Cum, voi nu știți că e mare aniversare aici la Chișinău? Mamă, e motiv de șprițuială. Unde au șprițuit ăștia? Unde au șprițuit ăștia, prieteni? A? În ce localuri selecte? Păi voi v-ați dus, mă, să șprițuiți? Așa, să dați petreceri cu sute de procurori? Prieteni, a fost show. Au fost în două localuri. Au fost și la Atico și la Fanconi. Și la Fanconi. Știți Fanconi? Avem o istorie și de Fanconi și de Dima Oprea ăla și de vai de căpun și de parașute. Aoleu, să vedeți ce parașute are el. Dar are una care îi place. O are la suflet. Vă arată Rizea zilele astea. Una divă ia pe aici, se ascunde, se aia. Mamă, mamă, ce tăvăleli ia cu ăsta. Hai să vedem unde s-au distrat procurorii. Ia uite la Atico. Ăștia au închis ușile, prieteni. A venit poliția. Știți că poliția mai încep și ei, unii mai răzleți așa, să-și facă datoria. Și verifică și ei localurile astea, pentru că, în mod normal, conform deciziei privind măsurile antipandemie, localurile au obligația să închidă la ora 22. Dar unii, bineînțeles, că nu se supun, pentru că ei sunt legea. Ei sunt mai presus de lege, cum e acest local Atico, și cred că se scrie cu 2 de T, dacă nu mă înșel, și Fanconi, ăștia de la Fanconi, de la circ, de acolo aludim Dima Oprea. Bine, că și anturajul nu, ei intră pe streptele alea, că le zic eu la ăștia, la poliții, să nu se ducă ca fraierii, să dea năvală pe ușa principală la anturaj, să se ducă puțin în stânga, sunt niște trepte acolo. Și pe acolo e ușă secretă, intri la anturaj în salonul VIP al lui Plahoniuc și de acolo, hop, ca să știți unde e, după ora 22. Că ei nu respectă nici ei legea, dar o au contabilă pe nepoata lui Stoianoglu și atunci li se permite. Că legea sunt ei în țara asta. Da? Atico aici au făcut ei petrecere. Pune să vedem cum arată localul ăsta. Eu n-am fost niciodată, nici nu știam că există. Spune și cum arată pe exterior așa. Ca să vadă moldovenii că poate știu. Bă, dracule, câte studii am eu, n-ai citit tu cărți în viața ta. Mă văd aici ce zice. Licența, auzi, cumpărat de capul. Ia uitați ce local, Barosana. Au stat procurorii cu ușa închisă. A venit poliția cică să verifice cu asta. Bă, fraților, n-au vrut aia să le deschidă ușa nici aici, nici la Fanconi. Bă, au tras aia de ușă, unii trăgeau pe interior, era ca la filmele alea cu Stan și Bran. Unii trăgeau de interior, unii de exterior să deschidă, ăia să fie închiși. Ce au făcut procurorii? Bă, muriți. Bă, muriți de râs. Au sunat la 112 să zică că au fost sechestrați. Vai de mama noastră, în ce țară trăim. Disperați au fugit toți până în spate, au ieșit ca să nu-i prindă ăștia, să nu... Vă dați seama că e gruparea politiștilor, gruparea procurorilor, toți. Ce zicea, domne, acum ne trebuie nouă dosare, aoleu, ne ia la oi cu tare, bam, gata. Ne fac ăștia și pe noi. S-au dus la petreceri. Bă, firați ai dracu, bă, cu petrecerile voastre. Ziua procurorului. Păi ce ați muncit, mă, voi pentru poporul ăsta care vă plătește zi de zi ca voi să petreceți, mă? M-ați adus vreun mare infractor pe masa judecătorilor? L-ați adus pe Plahoniu cu dosarul, pe Șor, pe Dodon, pe Platon? I-ați lăsat pe toți, mă, să plece. L-ați adus pe Andronache? L-ați adus pe Cebotarii? I-ați adus pe toate panoramele astea de care Rizea vorbește până acum? Ați adus vreunul, mă? Ați rezolvat voi vreun dosar? A, că l-a fabricat dosare și l-a închis dosare, sunteți campioni și meritați o petrecere. Ai, dracu, bă, au stat la petreceri.
400 de procurori s-au dezmățat, prieteni, tot pe banii voștri, că ei sunt plătiți de la bugetul statului. A? Voi n-ați petrecut, prieteni? Cu procurorii, nu. Ței dracu de Golani, au stat acolo ei cu parașute, cu tot, să petreacă, că ei și-au făcut datoria față de țara asta. Rușine, bă, rușine. Pe vremurile astea, bă, când moldovenii nu mai știu ce să facă, să-și mai plătească facturii alea, să-și... Voi vă... După ce că vă... Sunteți niște bandiți în toată regula, vă duceți la petreceri. Bă, nu vă crapă, bă, obrazul ăsta de rușine, bă? Duceți-vă, bă, luați-vă niște Dom Perignon, dacă tot vă permiteți, că sunteți barosanii Moldovei, bogații Moldovi. Și ți-vă, mă, acasă, închideți-vă cu două parașute și beți acolo, mă, singur. A? Vă mai faceți, mă, atâtea fițe în public, mă, să afle toată, tot Chișinău, mă, ce ați făcut voi, mă? Vă place să vă dați în stambă. Hai, dracu să fiți. Asta e, prieteni, ăștia de care eu vorbesc, a? Au muncit mult, erau extenuați, s-au dus să facă petreceri. Ați-ai, dracu să fiți. Petrecăreți ăștia. Dima oprea asta, ce dosar avem și cu ăsta. Hai de capul nostru. Hai că vedeți voi cu restaurantele alea, cu sushi, cu mușii, cu tot. Vedeți voi tot. Ce urmează, prieteni? Ce urmează? Pentru că vreau să luăm și telefoane în direct în seara asta, să-mi spuneți părerea voastră, pentru că avem de dezbătut. Mamă, dar ce înregistrări avem și mâine? Mâine... Ce? Dar vreau să fac emisiunea de două zile, că am zis că marți urmează iar cu înregistrări, mâine e joi, că vineri vine Tolea Macovei aici. Prieteni, mâine, mamă, ce vă pun aici să auziți, ce vă pun să auziți, cum descoperim noi unde ține banii ascunși, comoara ascunsă din bani furați. Mamă, cred că mâine toți hoții vor fi cu ochii aici. Cred că va fi și eu, nu știu cine ajunge mai repede la comoara unui important personaj pe care l-ați văzut la mine în emisiune. Bugetar toată viața, care și-a ascuns averea. Unde? Mamă, mâine e dezvăluire senzațională. Vă spune Rizea locul, tot unde sunt banii dosiți, lingouri de aur, dolari, euro și alte bijuterii. Cum se spune, butoiul cu bunătăți. Să vedeți mâine ce urmează. Nici nu vă trece prin cap comoara lui Alibaba. Și cine e Alibaba? Din banii voștri. Din banii voștri tot. Vezi ce e mâine. Aoleu. Dar, prieteni, până atunci trecem la un alt subiect, pentru că am văzut azi cu mare tantam s-a pregătit o... Se pregătește Dacia Țeapă, prieteni. Prieteni, Dacia Țeapă se pregătește pentru moldoveni. Mamă, ce note am aici. Prieteni, se pregătește o țeapă. Hai să vedem ce tantam s-a făcut astăzi. Păi niște de-astea plătite. Păi presa e plătită, prieteni. De-aia vorbesc. Ei vorbesc când primesc bani. Ia uite, este în 7061 intrări doar pe YouTube. 400 pe Facebook intrări. 519 pe platformă. Prieteni, vă mulțumesc. În acest moment 7984 în total. Și mai avem... cel puțin 50 de minute. O să fie surpriză. Nu e... Ne pregătim și de jizdan într-o seară. Valentina, avem totul. Băi, Nelly, bă, dar se pare că ghicești bine tu. Ghicești bine. Da. Haideți să vedem știrea de astăzi și ce țeapă se pregătește în Chișinău. De cine, prieteni? De un om care joacă, o face pe caritabilul, pe generosul. Și a băgat el în buzunar și titlul de președinte al Federației de Tenis. V-am povestit-o de multe ori de Czeslaw Ciuhri, știți ăla, iubitul lui Natalia Gordienko. Prieteni, ia uitați ce tantam, ce a plătit ăsta. Mamă, ProTV-ul e plătit de el. Cătălin Josan, directorul ProTV Chișinău, cel care conduce destinele acestei televiziuni în Chișinău, este și proxenetul lui Czeslaw Ciuhri, pentru că toate prezentatoarele de acolo care mai sunt mai acătării, îi le trimitea în pat lui Czeslaw Ciuhri, Cătălin Josan. Da, dosar de proxenetism, e,
e nimic pe lângă ce pregătește acum golanul ăsta. V-am povestit de terenul ăla furat de Plahoniuc și pus deoparte de la Agenția Proprietății Publice. Mai știți? Mai știți, nu? Cu Natalia Chilari aia, știți, aia lui Borsetca, care până la urmă a plecat după dezvăluirile lui Rize. Din clădirea guvernului a plecat. Satul German. Opa! De v-am zis eu că vrea ăsta să facă, pe teren furat de la stat, 5.000 de locuințe. Prieteni, vă dărizea o bombă. E o țeapă. Și a făcut deja birou de vânzări să vă ia banii. Deja au început vânzările, prieteni. El povestește că acolo va fi nu știu ce oraș. El n-are încă și a luat de la primăria Băcioi. A șpăguit pe toată lumea de la Consiliul Local, pentru că acolo terenul aparține în zona aeroportului de Consiliul Local Băcioi. N-a obținut niciun aviz, prieteni. Avizele le-a obținut pe promisiuni sau unele din ele falsificate, pentru că a dat șpăgi câteva vile unor oficiali și vom afla zilele următoare ce oficiali au luat vile pe care urmează să le construiască acolo, Cezlav Ciucri. Eu vreau să vă spun doar atât. În vecinătatea terenului, imediat, tangențial cu acest teren, se află o bază a Ministerului Apărării Naționale, unde acolo, prieteni, mai sunt, se execută și câteva aplicații privind apărarea antiaeriană. El nu are avizul de la Ministerul Apărării Naționale, ca să fie foarte clar. Totul s-a luat pe promisiuni, pe promisiuni, pe bani grei. A promis că dă case, că dă alea doar să fie lăsat să construiască. I-a mințit și pe aia de la Ibis, de la până, care v-am zis eu că o să corespondez la head office-ul lor, să blocheze totul pentru că acest teren este furat de la moldoveni. N-a dat un leu pe el, prieten. L-a luat cu japca, i l-a furat lui Plahoniuc, că Plahoniuc îl pusese pentru el. Trebuia să facă niște terminale de marfă acolo, niște depozite. Și cum Plahoniuc așa a plecat, ăsta i l-a luat. I l-a furat, că erau parteneri, îl băgase pe ăsta la înaintare. Va fi țeapă, prieten. Țeapă pregătită, deja voi ia bani. Nu știu câți dintre voi ați subscris la oferta asta extraordinară, văd că și-a făcut birouri să vândă apartamente, case, mamă, a început pe banii voștri. Să vedeți ce țeapă vă luați. Și mai mult decât atât, eu îi spun doar atât lui ăsta, lui Ciuhri ăsta, că dacă moldovenii și Rizea vor veni la putere, terenul ăsta va fi înapoiat statului, iar acolo vom face extraordinar, va fi pentru câteva zile de bătrâni, pentru grădinițe, așa că Ciuhri, tu construiește. Că știi cum îți spun eu? Cum le spunea Plahoniuc la toți, îi lăsa să-și facă clădirile furate. Mai ții minte cum i-a făcut lui Triboi ăla. A furat ăla de la, cu Iurcu. A furat-o din aia de la Mol Telecom. A luat o clădire de aia, a renovat-o, a aranjat-o, tot, l-a lăsat Plahoniuc. Și când a fost gata clădirea să o bage la închiria sau să o vând, l-a chemat pe Triboi la GBC și a zis, ia vino tată încoace. Uite actele aici, aia semnează tu vânzarea, cumpărarea. Și a luat clădirea cu tot. Așa că Ciuhri asta te așteaptă și pe tine. Tu fă la cartierul că moldovenii își vor lua înapoi ceea ce tu le-ai furat și ceea ce le aparține. Îți garantează Rize. De-aia, prieteni, eu vă anunț, îmi fac datoria civică, ca după aia să nu spuneți că nu v-am spus și n-am tras un semnal de alarmă așa cum am făcut și cu Chirsan. Că m-a sunat toți de până toată diaspora. Că așteptați de vreo 7 ani acolo apartamente și v-a luat la banii și a fugit cu ei. Ăsta la fel o să facă, pentru că are datorii mari ăsta, pe la Moscova. Eu i-am spus, are vreo 50 de milioane de euro. Păi de unde să dea bani? O să ia banii de la voi acum, care vă îngrămădiți acolo să vă cumpărați vreo vilă, să vă cumpărați apartamente în satul German. Așa, i-a dat și o denumire de asta, ca să, fără echivoc așa, adică germanii, seriozitate, cu tare. Vă dați seama, da? Și el acum, ca să-și plătească datoriile, zice, stați că iau banii la ăștia, îmi plătesc și datoriile și după aia mai vedem ce se întâmplă. O tai și-o spre alte zări, pe la Londra, pe la alea, că e bine. Ați înțeles, prieteni? Eu v-am arătat, uitați-vă bine. Știți cum se zice în popor? Beliți ochii. Deschideți ochii. Atunci când semnați actele astea, care, cei care doriți să vă luați case pe acolo. Da? Căci că-s prețuri bune acum. Mamă, dă ăsta acum... Vin de la greu. A început vânzările. A, și-a făcut publicitate. Mamă, peste tot o să vedeți. ProTV-ul, cum îi face publicitate. Relația de prietenie, că acolo e finanțator.
Și l-are pe Cătălin Josan, să repet, care a fost toată viața lui proxenetul lui Ceslav Ciucri. Ani de zile i-a dat toate prezentatorile. Cum apărea una mai bunișoară așa, mai ia Cătării, pop, îi trimitea lui Ciucri în pat direct. Ca să știți cum funcționează lucrurile aici. Ce în spatele acestei țepe, pregătită minuțios și ambalată frumos pentru voi, care ăștia vă cred fraier să mai puneți botul așa ceva după ce v-a spârlit cu țepari ăștia de pe aici, care am văzut că am fost acolo, la fața locului, m-ați chemat în Alexandru cel Bun, pe la Ciocana, pe la mama naibii, pe unde ăștia v-au luat banii și nu v-au dat apartamentele pe care le-ați visat că le veți avea într-o zi. Ăsta e, prieteni. Ăsta e adevărul. Așa că fiți foarte atenți, gândiți-vă, uitați-vă bine în jur, uitați-vă bine că terenul nu e proprietate. Terenul a fost furat de la stat. Nu o să faceți nimic, că o să vă luați casa la un moment dat, va trebui să vă luați casa sau apartamentul în spinare de acolo. Exact cum sunt cei păgubiți de mafia imobiliară de aici din Chișinău. Da, prieteni, mare tantam acum, în satul german. Mamă, ce banditism, ce banditism cu iz de legalitate pregătit, ambalat așa frumos, publicitate, tot ce trebuie, proiecte, ale. Mamă, așa o să vă fure ăștia în continuare. 5.000 de apartamente, de case, de vile, de grădiniță, supermarket, școală. Ăștia cred, că ei chiar cred că moldovenii mai sunt proștilor. Nu, prieteni, vă aștept pe tot să vă alăturați duminică. Pentru că e un protest până la urmă paștnic, în care nu facem nimic decât să cerem ceva corect, ca mafioții să nu mai fie în funcțiile de demnitate publică. Așa cum este acest Vadim Cojocaru, pentru care vom ieși duminică la Cafea cu Rize, pentru că l-ați auzit o țară întreagă, toți, cum închide dosarele penale. Pă, davai noroc. E simplu. Asta e, prieteni. Avem dovada. Așa putem să le cerem la mulți. Și avem dovezi la toți, că am informații, am asta, dar dovada supremă, când îi auzi vorbind, în flagrant, prieteni, păi unii sunt autiști? Spuneți-ne. Că de-aia o să solicităm Parlamentului care l-a numit, repet, pe 11 iunie 2020, în funcția de adjunct al CNA pe Vadim Cojocaru, o să-i cerem frumos să-și exercite atribuțiile și să-l demită. Pentru că, iertați-mă, cu astfel de oameni, prieteni, poți să mergi mai departe? Pă, davai noroc? S-au săturat moldovenii de davai noroc, așa au fost umiliți ani de zile. Și sunt umiliți în continuare, din păcate. Dragii mei, mamă, cât suntem, 8.000, numai acolo, 544 aici pe platformă și aici 400-389 pe Facebook. Incredibil. Faceți voi calculul, că eu nu mai pot să fac adunările așa rapid. Da. Da, dragii mei, v-am povestit de, pentru că ăștia vor să facă proteste, știți, ăștia vor acum, pe mână cu procurorul ăsta adjunct, Vladislav Bobrov, ăștia Andronache și cu Vâlcu, ăștia vor acum, v-am zis eu, că vor să ia firma aia cu gările, cu tot, cu Central House-ul, cu tot, 200 de milioane de lei, acum active, bani în firmă, vor să o falimenteze rapid. S-a suspendat la procesul, a fost recuzat judecătorul la Eugeniu Klim de la Curtea de Apel, că ăștia s-au lăudat că i-au cumpărat pe toți. Și se pare, mâine vom vedea, vă ține Rize la curent, pe judecătoarea asta, Fondos Fratzman Mariana, mâine e termen la judecătoria Botanica și ăștia că s-au pregătit să, că e totul aranjat, e totul pregătit, e totul stabilit, să, cu presiune de la procurorul adjunct, de la PCCOS Bobrov, păi nu așa, prieteni. Vor să manipuleze pe această doamnă judecător să dea o hotărâre favorabilă pentru atacul ăsta Rider, ca ei să aibă pregătite autobuzele, că luând firma, gata, s-a pus mâna pe bani, există fondul
financiar prin care pot să-și plătească susținătorii aduși din raioane. Autobuzele le-au pregătite. Ați văzut aseară, am vorbit de întreprinderea de stat, servicii transport care a fost furată de la stat, falimentată ca tot ăștia șmecherii soia. Și cu Zară și cu Vasea Bodnari, fostul șef al SIS-ului. Ne ocupăm de el, că v-am promis firar al naibii, care o vilă de trebuie să mergem. O să vedeți cât ne trebuie, vreo 30 de minute să o înconjurăm. Mamă, ce vilă, ce peluză are. Ești că ești la Londra. Mamă. De unde au ăștia bani, prieteni, toată viața lor bugetari? Când vă spune Rizea că ăștia s-au îmbogățit pe spatele vostru, iată că lucrurile se adevăresc. Ca și cei deputați ăștia azi luați, toți pe îmbogățire ilicită. Dar acum urmează problemele grele cu banii, pentru că ei au dat denunțuri. Da, dom'le, a venit la Vitiuc și mi-a dat atâta. Ca să trec de la Partidul Comunist la Partidul lui Plahoniuc. Ăla la fel a venit, da, dom'le, recunosc, am luat atâția bani de la Reșetnicu. Am luat atâția bani de la Violeta Ivanov. Da, dom'le, recunosc. Atunci, prieteni, se îngroașă treaba. Pentru că se coroborează, s-au dat banii, cum s-au dat banii, unde s-au dat banii, să văd achizițiile. Dai puțin, că așa poți să zici că ei dat bani lor. Dar trebuie să ai și o probă. Ia să vedem. Cum? Păi ați semnat. Cum v-ați dat demisia din partid? Păi pe ce motiv? Toți ați trecut așa la pachet? Aici s-au făcut vânzări, cumpărări, ca la piață cu Pătrunjel și Leuștean, așa s-au vândut parlamentarii ăștia, ca sacii de cartofi. Ți-ai dracu politicieni pe spatele voturilor moldovenilor. Au manipulat Moldova și au bătut joc de oameni. Râsurile astea de așa zici politicieni. Uite-i pe ăștia. Vor să ia acum până atac Raider. Vom vedea mâine. Rizea vă ține la curent și vă spune. Mâine, să vedem dacă această judecătoare e și ea coruptă sau nu. Sau respectă legea. Haideți să-i acordăm prezumția de nevinovăție. Nu? Să vedem și noi cum judecă. Suntem tare curioși. Pentru că nimeni în țara asta nu are curiozități de genul ăsta. Din partea presei vorbesc. Toți. Hămăie doar la comanda lui sau Lenco sau altora. Ei hămăie pe laterale. Atunci când li se dă comanda pe bani sau pe interese. Până atunci, tac mălc, omerta. Acum când s-au îngrămădit acolo la Reșetnicov acasă, până acum nu știați, mă, unde e casa lui? Până acum nu știați, mă, ce a făcut ăsta? A venit Rizea să deschidă ochii moldovenilor? Deranjează Rizea rău de tot, știu. Știu, prieten, de asta mi-asum ceea ce fac. Ia uite ăla altul, aveți dovezi? Haide, tot, da, îmi spune unul că ce-am furat eu. Bă, prieteni, facem o emisiune dacă... Voi vă doriți, din nou, prieten, că am spus-o mereu, ce am furat eu? Eu n-am furat una de un leu de la statul român. Citiți dosarul meu de condamnare, dosarul meu fabricat, dosarul meu pentru că mi s-a făcut ce mi s-a făcut, pentru că n-am acceptat atunci când Liviu Dragnea m-a chemat și mi-a spus să-mi retrag candidatura. Mai aveam o lună și eram primarul sectorului 5. Toate sondajele arătau că eram câștigător de departe. Intrați pe Google și sondaj primăria sector 5 Rize. Și o să vedeți toate institutele sociologice din România mă dădeau câștigător în fanfar. Au vrut să mă execute pentru că n-am vrut să fiu omul lor și să fac, odată ajuns în acea funcție. De fapt, miza era terenul de 200 de hectare pe care ei se pregăteau să-l prăduiască, prieten. Și Rizea nu era de acord. Rizea vrea să facă locuințe sociale pentru ca să terminăm odată cu toate favelele alea din Ferentari. De acolo din sectorul 5, că sunt adevărate favele, ca la Rio. Știți ce înseamnă favelele, da? Sunt cele mai sărăcăcioase locații, dacă poți să le zici, unde trăiește lumea, nu știu, în Brazilia. Da? Asta e și în sectorul 5, da. Știu că nu vă vine să credeți, Rize a fost acolo, să vă arăt câteva reportaje. A venit un ziar din Suedia și mi-a luat un interviu chiar acolo, pentru că au rămas uimiți de ceea ce au văzut. Și au venit împreună cu mine când am mers acolo printre munți de gunoaie, prieteni. Am intrat în apartamentele unor cetățeni care locuiesc în acele ghetouri, colcăiau șobolani. Să vă arăt acele materiale video dacă o să avem timp. Deci pentru asta a fost condamnat Rizea, pentru că a vrut să facă ceva. Pentru oameni. Asta a fost. Și mi-au invocat o chestie veche la vremea aceea de 9 ani. 9 ani mi-au scos. Ca să știți, cu toate că aveam toate actele legale și am toate actele, totul declarat, totul pe site-ul Parlamentului s-a dovedit, dar am plătit în locul lui Mircea Joan, actualul secretar general al NATO, cel care își dorește să fie președintele României în 2024. Cel căruia i-am plătit vacanțe, vedeți pozele, dați pe Google. O să vă prezint aici, iar de pe iaht, de la Monaco,
cum i-am organizat două vacanțe lui Mircea Gioana, actualul secretar general al NATO. Îl vedeți cu mine pe barcă, sunt pozele deja, sunt pe Google, sunt le găsiți pe net. Da, prieteni. Ăsta e adevărul. Așa că puteți să hămăiți în continuare că Rizea n-a luat un leu de la statul român, Rizea n-a fost angajat al vreunei instituții de stat a Republicii Moldova, Rizea n-a fost niciodată plătit de la bugetul Republicii Moldova, ca să fie foarte clar. Da? Asta e, prieten. Da, știu că nu vă lăsați voi manipulați. Mulțumesc, Marinela, pentru mesajul, pentru această susținere pe care mi-o acorzi, ca și mulți dintre voi. Ungheniu, salut și eu pe Natalia, Alexei, Tamara, Ilie, Grigori, mulțumesc mult, Viorel, Vasea, Ștefan, mulțumesc din suflet, mulțumesc mult, Sorina, mulțumesc pentru susținere, tuturor celor care sunteți alături de mine și da, Dumitru, da, știu, e Piedone, prietenul meu care m-a vizitat aici la Chișinău și îmi pare rău, o să punem din nou poza, ne-am văzut chiar aici și eu și i l-am prezentat și pe Vladimir Dachi, avem o poză toți trei la localul Penthouse, pe terasă, vara, ziua, a venit el cu o delegație aici și m-a căutat și ne-am văzut. Mi-a făcut plăcere pentru că mi-a spus, știu prin ce ai trecut, știu prin ce treci, știu cum ți s-a fabricat dosarul. Îi mulțumesc lui Piedone și chiar mi-am dorit, pentru că el pentru mine a fost un model, dacă vreți, de administrație publică locală făcută așa cum trebuie în interesul cetățeanului. Pentru că da, Piedone știe să facă treabă acolo la primăria sectorului 5. Dragii mei, o să-i rog pe cei din regie să-mi aducă telefonul. Vreau doar să nu uitați de rubrica. De rubrica pe care o avem, pentru că e o rubrică extraordinară. De pe site. Intrați și voi pe site-ul nostru de fiecare dată. Intrați. Și vreau să vizualizați că tot uneori v-ați obișnuit și cu astea de cancan. Avem acolo o rubrică. Diva de Chișinău, prieteni. Astăzi nu știu cine a fost. Îmi spun colegii, parcă o fată Ilinca, asta din stânga. Ieri a fost una Nadine, o știți, nu? E mare instructoare de fitness. O apropiată de-a găștii lui Plahodniuc, Nadino Joc, de la Aquaterra. În fiecare zi găsiți câte o divă acolo. Vom începe să curând și dezvăluiri despre cum sunt finanțate aceste dive și de unde. Mai avem o divă pe Iurie Leancă, îl vedeți, da? Avem telefonul lui, că eu m-am gândit să-l sunați, el a semnat garanțiile, știți, atunci când s-a furat miliardul. El a zis ca prim-ministru, da, domne, garantez eu că puteți lua banii din băncile Moldovei, nu e nicio problemă, garantează statul, adică eu, prim-ministru Iurie Leancă. Nu l-a deranjat nimeni până acum. L-a deranjat procurorii în viitorul apropiat? Că tot vorbim de furtul miliardului, a ajuns cea mai bună glumă în Moldova de câțiva ani. Acolo e Frosinia, e altă divă. Să vedem lista. Apropo, mi-a promis că vine, spunea că vine în emisiune, a dat un mesaj, că ar vrea să vină în emisiune. Îi adresez invitația pe această cale să fie prima divă din Chișinău, de aici, de la rubrica asta, care vine invitată la Rizea. Să ne spună și nouă aventurile ei, viața ei amoroasă, cum e susținută, cum face bani, că e femeie de afaceri, cred, dacă își permite luxul pe care îl afișează. Poate vedem și noi, aflăm mai multe prieteni. Și de la celelalte, să aflăm și noi cum e viața la Chișinău. Ia uitați-le acolo, le aveți pe toate. Pe Ișcova nu vă mai, că o știți bine. Aveți acolo pe cine? Marinela. Olo, Marinela Bezer asta. Mamă, mamă, ce avem și de asta un episod senzațional, spumant, cu iubitul ei, cu ăla, cu băiatul lui Gațcan ăla. Deputatul ăla care a fugit de pe aici, știți, când l-a luat Dodon să facă majoritate. Mamă, ce povestire avem cu ăștia, ce vacanțe de lux pe banii fraierilor, ha? Mamă, Gațcan ăla, ce, nu mai pun insule, nu mai pun alea, nu mai pun alea. Ce viață au ăștia. Ce viață au și moldovenii. Nu mai știu cum să trimită bani acasă. Au plecat în țara asta să-și găsească rostul și își țin copiii pe aici, pe la bunici, pe la astea. Ha? Mm-hmm. Astăzi, o parte din divele Moldovei le arătăm noi zi de zi.
În fiecare zi intrați pe platforma realitatea-din-moldova.md și găsiți Diva din Chișinău. Diva din Chișinău. Iulia a fost cap de... Mamă, Iulia a deschis seria. Povestim noi de Iulia și de soțul ei, Marcel. Aoleu, asociatul lui Cebotari, care i-a păcălit pe aia la Elat, le-a umflat costurile cu 20% la blocurile alea și și-a luat omul repede un gele. Pac, și-a luat repede un Porsche Macan pentru asta ca să nu părăsească. Povestim multe, avem multe. Și ce fac ei în timpul liber? Ce dezvăluiri siropoase avem? Mamă. Sare internetul în aer. Prieteni, hai să luăm... Unde-i telefonul ăla? Mai aveam ceva pe subiecte, parcă, nu? Mai aveam. Știți ce mi-a plăcut? M-a încântat. Îi mulțumesc domnului Cornescu de la Cimijlia. Mi-a spus regia și am văzut, au deschis mail-ul. Acel mail trimis. Prieten, s-a făcut o parodie și încă una. La câte au făcut și ăla, Cătălin Lungu, ăla 02. A făcut și domnul acela cu Chișinău, sectorul 5 sau sectorul 5 Chișinău, care mi-a făcut câteva parodii, știți bine, l-am prezentat. Și mulțumesc și acestui domn de la Cimijlia. Am rămas bun. Dacă vreți așa să ne mai destindem, că mai avem, după aceea vreau să intrăm în direct și... da, mă, dracule, mă, cât suntem? Bă, suntem mulți, de asta stai tu aici. Nu vrei tu să pleci, că poate te reținem. Să nu ne mai deranjezi. Lasă-mă, că te uită lumea la noi. Nu-ți face tu probleme. Suntem prea mulți. Prea mulți. 8700 doar intrați pe YouTube. 576 pe platformă și 385 pe Facebook. Faceți voi calculele și vedeți că am sărit deja. Suntem la 10.000 intrări în țara asta. Da, depășim 10.000. Stai liniștit. Mai arată-mi unul în Moldova care să aibă asta și după vorbim. Unul singur, unul. Aici e adevărata Moldova care grește, nu la vagabonzie aia. Hai să vedem parodia. Pentru că avem un invitat special, un om care l-a cunoscut foarte bine pe oligarhul care a controlat cu mână de fier Republica Moldova, Cristian Rizea. Domnule Rizea, bună seara și bine ați venit la noi. Penalul Rizea. Bună seara! Bună seara! Hristos a înviat tuturor celor care ne urmăresc și mulțumesc încă o dată pentru invitația. Ați ieșit din pușcărie de 3 zile. Practic, da. Ați stat cât acolo? 6 luni. 6 luni de zile. La comanda... Sluga lui Plahotniuc, Igor Dodon, ca să punctăm foarte clar. Care e agenda azi? Bine, eu îmi pun întrebări dacă e o chestiune ce care... din Chișinău. Mai explodează azi. Bun, era discutat cumva în anticamera publică, să-i spunem așa. Iertați-mă, acum fac o paranteză. Din ce am văzut eu așa, că sunt familiarizat cu politica din Republica Moldova. Când formulam întrebarea... Singurii care l-au primit și l-au băgat în seamă pe acest Igor Dodon au fost Lukashenko, da, președintele Belarus și președintele Putin, atât. Eu n-am auzit nici măcar în Ucraina, n-a fost primit pe mandatul de președinte al domniei sale. Nu. Pufi! Unu, de ce nu am cunoscut despre acest aspect? Ia uite Angela Gonța, te așteaptă Pufi. A, de dimineață și-a luat-o. Vezi? Eu înțeleg aceste lucruri, se știa. Bun, vă înțeleg, înțeleg, este declarația făcută de dumneavoastră, se rezolvă. Poate că există anumite momente tehnici. Gândire de interlop, clar, da, ce să mai... E vorba despre nemulțumire. Adică de când Igor Dodon a ajuns președinte cu sprijinul Plahoniu, indiferent, hai să spunem, el o făcea vorba. Ia zi tu, Pufi, că tu știi. Tu știi tot ce se întâmplă aici. Revenim la conexiunea cu domnul Cristian Rizea. E o chestiune de discutat. Și Marian Lupu, președintele interimar al Republicii Moldova, ne punea vin în pahare.
Este, eu încerc să pun și altfel întrebarea și deocamdată n-am fost auzit. Nu este o chestiune ce ține de secret comercial. Ai mai primit, Pufi, vreo notă informativă? A, da? Ok. Deci diseară le dezvăluim, da? Cu colții la beregată, Pufi, da, Pufi. Eu înțeleg că aceste ieșiri, inițiative de a merge într-un tot felul de locații. L-am întrebat odată pe Facebook. I-am zis, muieți sunt post magii lui Plahotniuc sau al lui Dodon? Care sunt mai mulți? Păi ce să fie stilul lui Plahotniuc, care e... V-am zis eu, astea sunt chestiuni de clasa întâi de politică. Noi l-am fumat de mult în România. A organizat un mic... Cum a cumpărat el pe toată lumea și ONG-uri și de ăștia activiști civici, așa zis, civici, și cred că moldovenii nu mai sunt naivi să creadă în asemenea personaje. L-a pus pe Costiuc, acel Vasile Costiuc, am înțeles că se numește, să mă urmărească prin oraș. Pe de altă parte, nu am văzut niciodată că asta să vă împiedice și să faceți anumite dezvăluiri. A rămas în mintea lui Igor Dodon. Și într-o justiție a la Rizea... Noi lăsăm pe procurori ăștia, golanii ăștia. Îi futem pe toți golanii ăștia. Da? Așa face. Cu cele mai mari șanse, deocamdată, a ajuns o persoană pe care, care este în vizorul dumneavoastră. Care Putin, normal că-i vrea capul lui Plahotniuc. Ați înțeles? Asta e, de fapt, situația. Dar nimeni n-are curaj să o spună. Ați înțeles? Suntem așa naivi toți, nu vrem să spunem, să punem punctul pe ei. Prieteni, sper că v-a plăcut. Nu știu cum se numește filmul din care a luat imaginile cu George Clooney. Am văzut că joacă în acel film. Dar mi-a plăcut ideea, mi-a plăcut modul în care a selectat. Adică a fost o muncă, pentru că s-au preluat, nu știu, dialoguri, imagini, texte din diferite emisiuni, inclusiv cea de la Jurnal TV, când am ieșit atunci după ce am ieșit din pușcărie și am participat pentru prima oară la o emisiune, la o televiziune aici în Republica Moldova. Frumos, adică se vede că a fost făcut într-adevăr cu drag, să zic, cu sârguință. Mulțumesc mult încă o dată, domnul Cornescu la Cimișlia, vă salut și eu pe toți și la Ungheni, da, mulțumesc. Ungheniu mă iubește, ok, sentimentul e reciproc, vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele pe care mi le dați. Iar în acest moment vreau să intrăm în direct, pentru că n-am avut timp, zilele trecute ați văzut, s-au rostogolit atâtea subiecte și n-am mai avut timpul acela generos care să vii la loc pentru telefoanele dumneavoastră, cei care contați. Pentru mine și pentru Moldova și pentru viitorul acestei țări. De aceea vă invit pe toți acum să folosiți rețelele WhatsApp, Viber și Telegram. Regia va afișa numărul și vă rog să mă sunați. Uite, iată, un prim telefon. Bună seara, vă rog. Bună seara, domnul Rize. Bună seara, vă rog. Cine este? Domnul Rize. De unde domnul sunați? Rize, pe data de... Da. Eu sunt din Reunul Fălești. Uh-huh. Pe data de 31 ianuarie v-a sunat Andrean Moroi și nu Nicolae Baciu. Am înțeles, v-a pus domnul Baciu să... Am înțeles, da. Dar nu v-ați prezentat, oricum nu v-ați prezentat. Dar dumneavoastră ați mai sunat. Da. Mă prezent. Da, prezentați-vă, că așa e frumos. Corect. Mă numesc Andrean Moroi. Da, domnul Andrean Moroi, vă rog. Ce întrebare aveți pentru mine? Sau pentru telespectatori? Sau preferitor la... ceea ce prezentăm aici în emisiune. Care e părerea dumneavoastră despre toate dezvăluirile astea și despre subiectele de azi, cred? Andrian Moroi vă informează că pe data de 31 ianuarie... Am înțeles, mesajul. Când am vorbit... Da. Bun, altul mai aveți? Eu înțeleg acum ce se încearcă, o scurtă manipulare. E ok. Dar aveți și un mesaj, că dumneavoastră m-ați mai întrebat cu serviciile secrete. Întrebați-mă. Nu e nicio problemă, dar atunci a fost out of the record. Când se terminase emisiunea și ați sunat și din respect că a sunat telefonul, am răspuns. Vă rog, aveți o întrebare? Vă informez. Mă informați. Pe data 3... Repetați. Mulțumesc mult de tot. Altceva mai aveți? Vă întreb. Mai am. Ce mai aveți?
dumneavoastră doriți să ascultați oamenii sau doriți să vorbiți numai cu eu doresc să vă ascult, de asta e telefonul ăsta. Dumneavoastră ați manipulat. Perfect, spuneți. Așa. Pe data din... Că nu v-a sunat Baciu. Dar îl cunoașteți pe domnul Baciu? Dar îl cunoașteți pe domnul Baciu? Dar îi luați apărarea așa sau cum? V-a pus el să sunați? Dar să sune el. Am înțeles. Nu știu cine este Nicolae Baciu. Nu știți cine e. Ce interesant. Da, dumneavoastră ați manipulat că v-a sunat Baciu. Ok, mă puteți și condamna pentru asta? Mă puteți și condamna pentru asta? Bun. Altceva mai aveți? Ok, spuneți, am reținut. O să... Telespectatorii m-au sunat, telespectatorii au dat mesaj și o să pun mesajele aici. Toți care au spus că este vorba de Nicolae Baciu. Și am informații și din altă parte. Dar o să pun aici mesajele. Eu am screenshot că eu v-am sunat și am făcut atunci... Dumneavoastră a spus un mesaj ieri pe chat. Eu știu, am văzut. Stați nu liniștit. Ieri, dar nu te ieri. Nu, dumneavoastră ieri ați spus un mesaj pe chat. Nu, da, ieri. Eu am dovadă că bine. Îmi dați voie să vorbesc, eu am dovadă. Spune-ne, dar spune-ne ceva interesant pentru moldoveni. Am înțeles cu asta. Ia spune, v-am manipulat, gata, altceva. V-am mințit, v-am spune, domnule, acuză-mă, jignești, nu e problemă. Ești liber să o faci, domnule Andreea Măroi. Care procuror? Ia ziceți. Sunteți procuror? Procurorul vă acuză. nu dumneavoastră. Am crezut că e o țară de procurori aici și am crezut că și dumneavoastră sunteți procurori. Că toți sunteți anchetatori aici. Am eu înțeles. Sunt țăran. Am înțeles. Să fiți sănătos. Bravo. Eu sunt țăran. Bravo. Să fiți sănătos. Altceva. Dacă nu credeți, vă invit în satul Ilenuța, raionul Fălești. Da, o să vin acolo la Usati. Lasă că l-ați chemat pe Usati, că e de acolo oricum. Știu. Usati este din Fălești. Eu da. Sunt în satul Ilenuța. Am înțeles. Ok. Eu pe Usati nu-l cunosc. Bine. Foarte bine. Păcat că nu-l cunosc. Mințit că v-a sunat Baciu, v-a sunat Andreea Măroi. Și ce am mințit? Și tot ce am spus de Baciu e minciună cumva? A? Da, am dovadă că ați mințit. Ce am mințit? A spus la cetățeni că v-a sunat Baciu, v-a sunat Andreea Măroi. Bine, Andreea Măroi. Andreea Măroi zis Nicolae Baciu. Altceva, am înțeles. Mai e ceva cu uite-te. Păi uite aici, lumea spune că, domne, dar ne spune și nouă ceva domnul ăsta sau a spunat să se certe. Bine, o să vin. Lăsați telefonul aici și vă caut. Păi îl văd, 621-22-228. E bine? Am zis bine? Mai ții minte, dumneavoastră ați urmărit până în România politica, mai țineți minte, era unul Florin Iordache la PSD? Altă întrebare. Știți, ăla zicea... Am înțeles, de-aia m-ați întrebat atunci, după emisiune, ce ați vrut să mă întrebați, n-ați apucat să o faceți în direct. Dar nu tipați, că vă aud. Cine m-ar acolo la serie? Ia să auzi. M-ați întrebat! Păi eu am spus-o. Cine v-a fost rezident? Cine mi-a fost rezident? Păi citiți cartea Spovedania lui Riza și aflați. Eu am citit cartea și cartea n-a fost scrisă de dumneavoastră. Aoleo, Doamne ferește, asta e maximă. Păi atunci întreabă-i pe aia în România. Cine? N-am scris eu carte. Păi sunt întâmplări trecute care au fost parcurse de mine. Eu am fost la fața locului. Au spus mulți au spus din... Analiștii politici de dezvăluirile mele, și Nistorescu, și Gușe, și toți. Da, m-a lăudat și ce-i cu asta dacă m-a lăudat Traian Băsescu? A recunoscut că am spus niște adevăruri. Asta a spus Traian Băsescu. N-am acceptat să devin agent. Am fost un acoperit în politică al Serviciului Român de Informații. Pentru că mi-am iubit țara la un moment dat. Am fost un patriot și am crezut că, într-adevăr, instituția asta... Asta am crezut. Din păcate, domnul Măroi. Mulțumesc, dar domnul Măroi, din păcate... Mulțumesc, da. Vă respect pentru ideologia care ați făcut-o în România. Mulțumesc. Cu asta vă doresc succes, dar nu mi-ați răspuns de ce l-ați citat pe Hitler.
Pentru că e un logo folosit de foarte multe ori în România, repet, ceea ce v-am răspuns și atunci la chiar la PSD-ul, din care eu am făcut parte 20 de ani, Partidul Social Democrat, de fiecare dată când un președinte de partid pierdea alegerile prezidențiale, urma o așa zis, așa o intitula ziariștii. Înseamnă că toată presa din România poate fi considerată adepta lui Hitler. Dacă ei au citat, dacă poate, intrați... Nu poate, păi nu. Dacă intrați pe Google, poate. Veți vedea, da, e un titlu mai dur, dar ai folosit... Domnul Ridea, m-a ascultat și pe mine s-a vorbit la dumneavoastră. Păi nu, domnule, eu încerc să vă explic că m-ați întrebat de eu, ce... Eu, domnule, am făcut liceu militar în România, 99-2003. Eu nu am făcut școală... Nu, m-a sunat Goebbels, nu Hitler. Că Hitler sunt eu, m-a sunat Goebbels, prieten. Domnul Ridea, eu am făcut școală românească. Bine, să fiți sănătos dacă ați făcut. Domnul Ridea, ce înseamnă Serviciul Român de Informații. Acum, vă rog să-mi explicați. Uite, cine acum sună cineva din Italia. Domnul Moroi, uite, eu încerc scuze față de toți urmăritorii care îmi spun. Vă rog, sunați-mă mâine. Alo, bună seara. Bună seara, vă rog. Bună seara. De unde sunați? Din Italia, vă rog. Din Italia. Vă rog frumos. Bine că ați închis. Doamnă, îi lăsăm pe toți, dar nu vreau nici să monopolizeze... Știți, am sunat de asta și să vă spun succes. Mulțumesc. Mulțumesc, stimată doamnă. Numai bine, la revedere. Prietenii, da. Ok. Ce să spun? Continuăm discuția, domnul Moroi, când vreți, cu serviciile secrete, despre ce vreți. Asta e important. Eu am spus-o direct, nu m-am ascuns niciodată. Bună seara, din Franța de data asta un apel văd. Da? Bună seara, vă rog, sunteți în direct. Alo? Bună seara, intrați de data asta un apel văd. Alo? Da, mutați-vă sau închideți televizorul pentru că se creează microfonie și un pic de defazare față de momentul în care... Vă rog. Sau închideți televizorul pentru că se creează microfonie și un pic de defazare față de... Sau duceți-vă în altă cameră. Vă rog, vă rog frumos. Alo, da, vorbim cu două. Vă aud. Alo. Vă aud. Da, eu. Salut, Cristi. Salut, salut. Cine? De unde sunați? Eu de la Franța. De la Franța. Bună seara, Iuri. Da. Ăla care am spus că toți la țeapă, toți la împușcat, te tăiat capul de toți. Auzi? Te cineva rog. A scris acum ăla de la bărbatul lui femeia ăla care s-a luat ochelarii. Da. Este nepotul lui Voroniu. Bravo, am uitat asta. Mulțumesc, Iurie. Da. Reșednikov Artur este nepotul. Da, cineva a scris asta. Corect. Corect. Bulangistul ăsta care a sunat ieri și azi. Ei, nu-l jignim acum, lăsați-l. Ei, sunat, dacă el spune, el s-a sunat ieri cu vorba lui ăla, spune că el asta e. Îi lăsăm pe toți. E aici vocea poporului, și dacă ne place, și dacă nu ne place. E om nebun ăla, nu? E. Nu poți să spui. Stați. Dar știi politica lui Hitler cum a fost? Hitler cum a fost? A făcut pentru Germania. A avut autorută în anii 39, Germania. Corect. Dar noi suntem viacul 21, nici drumuri nu avem. E, din păcate, trebuie să spun, Iurie, și cred că sunt în asentimentul majorității celor care ne urmăresc. Cred că aici trebuie o mână foarte. Trebuie cineva să-i scoată pe ăștia, să ia pe sus pe toți. Asta trebuie. Așa e. Până nu iei mâna pe coasă și te scoți toți scoți lângă Ștefan. Bravo. Și tot câte ce ai făcut. Exact. Capul jos. Cine a spus asta? Capul jos. Corect. Atunci fiecare să spui de unul și altul, ia că el mi-a spus să fac așa, este bun. Bravo. Exact. Și domnul ăsta Cârnaț, alaltă ieri a fost la emisiune și spunea că ia că pentru ăștia, că i-a dat întrebare galbenă, cel nu știu, i-a dat întrebare. Aha. Nu mai dă pe ăștia, s-a dus, au fugit toți ăștia și Londra se apere. Dar el spune și că toți oamenii au percepție de vinovăție. Au furat, au pus tot țara asta în genunchi și amonii nu sunt vinoveți. Exact, exact, Iura. Ai perfectă dreptate. Vedeți, prieteni, un om ca și voi. Ce gândire logică și ce
obiectiv. Pentru că asta vă doriți cu toții, o schimbare reală. Și nu mai puteți să vă lăsați mințiți și umiliți. Mai sunt oameni care arată că vin în țară, se întorc, vor să spereze. Da, da. Am 20 ani și nu mai vin înapoi acolo. Ce să fac? Să mă uit la soare? Dar sunt oameni tineri care vin și au speranță să mă întorc înapoi și la vamă îi opresc, le iau tractoarele, le iau uneltele care vin să facă ceva și în Moldova. Corect. Și spun, da, plătește atâta sumă și ți dăm înapoi. Exact. Asta e lege? Exact. Asta e lege? Așa. Și nimeni nu aude, nimeni tă, impresiunea că tot guvernul, tot e orb, tot e surd. Nu aude, nu vede, nu nimic. E, pentru asta, Iurea, ieșim duminică la ora 12 în fața Parlamentului Republicii Moldova ca să tragem un semnal de alarmă, ca să reacționeze cineva și să nu mai fie autist în țara asta. Da. Și când te uiți la toți profesorii ăștia, profesor handicapat, nu ce acolo are trei instituții superioare. Ce folos că ai trei instituții superioare dacă ești cu curul murdar de tot și tu n-ai putere și n-ai nu știu cum să spun, tu n-ai încredere în tine, tu ești judecător să spui asta e verde, asta e negru, asta e roșu. Să-i s-o mântui tot. Exact. Ce poți, cum poți să fie un judecător care a pus Republica Moldova în genunchi, el mâine devine avocat. Asta brav. Niciodată nu poate să fie așa ceva. Exact, exact. Niciodată nu poate să fie. Cum asta poate să fie? Și ăla, avocatul lui Platon, care a fost, că el spune, da, eu lucrez în Germania într-o firmă foarte, foarte puternică. Și el a fost avocatul lui, ăsta, lui, care a stat în pușcărie, Filat. Da, lui Filat, care nu i-a dat banii, da. Da, e... Ei, a plătit Angela Gonța în natură, nu-i problemă după aia. Îi spun că fiecare are... Nu-i vinovat, păi nu-i dai... Dar ce problemă? Igor Popa ăla, că nu mai mi-aduceam aminte. Îl cheamă ca pe procurorul ăla, dar n-au nicio legătură, da. Igor Popa, avocatul, da. Țara știe că ei sunt vinoveți și nimeni nu știe nimic, nimeni nu poate, că nu putem să-l învețăm, dar pe unul care a furat o găină că moare de foame. Așa e, cum s-a întâmplat cu femeia de la Bălți, știți bine, și noroc că doamna Maia Sandu a grațiat, ați văzut, o femeie care a, ce a făcut și ea pentru copiii ei, pentru cei 5 copii care are și a primit nu știu câți ani. Și ăștia au furat Moldova și o fură în continuare și ne râd în nas. Așa. Încă ne mai spune că voi sunteți ninorociți, voi sunteți, n-aveți diplome speciale, voi sunteți nimeni. Înțelegi ce spune? Da. Eu mă gândeam, de cât eu vă urmăresc pe, la chiar și asta cu... cu care tot le rață asta, toți jurnalistele astea. Da. I-a dat întrebare în ministrul justiției. Domnule, dar cineva îl urmărește pe Plahotniuc, cam pe ăștia care au fugit. Înțelegi că așa, că... Dar ce poți să înțelegi? Dar tu ești ministrul justiției și tu spui... Asta ce înseamnă asta? Asta că cum ți-a dat cu palma la față, ei nu dau și pe celălalt și mai... Da, ei vor să facă legal toate aceste schimbări, toată această reformă. Aici e nevoie, din păcate... Nu merge cu legea cu mafioții. Aici trebuie cineva, așa, ca ei, care să ia pe toți. Care să-și asume și să meargă până la capăt, cu toate riscurile. Cristi, da. Cristi, dar nimeni nu-i întreabă pe ei cine a votat legile este care le se convine lor. Da. Nu se le convine la popor, dar se le convine lor. Cine? Cât e unul? Ai venit, ai votat? Bang, cu coasa de la mână, cu ai tăiat mâna de la cap. Cine a votat altul? Ăla, pentru ce ai votat legea asta. Corect, pentru că parlamentarii sunt reprezentanții poporului acolo. Așa da, este. Da, dar știi ce a făcut legea pentru dânsă? De ce ai făcut asta? De ce ai ridicat prețul la judecătorii ăștia care nici nu știe ce înseamnă lege? Nu știe ce ai văzut, lege. Iura, deci asta a fost, parlamentul a fost o afacere între grupările mafiote numite partide politice. Așa. Ai văzut de pentru ce a luat pășteați, transfugii, plătiți tot ca să treacă dintr-o parte în alta. Votul poporului a fost tranzacționat în culisele politicii pe bani negri. Asta e. Eu am încredere cum
se ridică ceva, de schimbat toate legile și de luat toate puternicirile astea deputaților. Niciun fel de deputat indemnitar acolo ce mai face la leafa de stat, cât cum e, 8.000 de lei, nu mai mult, și tot. Fără niciun adjunct, fără niciun secretar, fără nicio cuzină de la stat. Mulțumesc mult de tot. Așa este. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. O seară bună acolo în Franța. Numai bine. Numai bine. Ai salutări. Prietene, ați văzut. E deja trecut de orele 22. Dragii mei, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de mine. Iată, doar pe YouTube 10.351 de intrări. Pe Facebook 357. Pe platformă 643. Vă mulțumesc din suflet, prieteni. Vreau să fac un apel la voi, la cei cărora vă pasă de viitorul acestei țări, de viitorul copiilor voștri. Vom face această întâlnire la Cafea cu Rizea, pe care v-ați obișnuit duminică de duminică să o aveți la Teatru Verde, în Parcul Valea Morilor. De data asta, în mod excepțional, va fi în fața Parlamentului Republicii Moldova, unde vom solicita în mod pașnic parlamentarilor, majorității parlamentare, demiterea lui Vadim Cojocaru, directorul adjunct, șef al Centrului Național Anticorupție. Pentru ce? Ați auzit de fapt toți motivul, traficul de influență, corupția existentă la vârful acestei instituții. Vom protesta pașnic și da, acolo moldovenii vor veni de bună credință. Noi o susținem pe Maia Sandu în continuare, pentru că e singurul om în care ne-am pus încrederea că va duce această reformă din sistemul de justiție la final, să realizeze până la urmă acest deziderat important pentru toți. Dar vrem ca specimene, ca Vadim Cojocaru să nu mai ocupe vreodată vreo funcție publică în acest stat numit Republica Moldova. De-aia, prieteni, vă aștept cu drag să arătăm că vocea noastră contează. Dacă vreți într-adevăr și vă doriți cu adevărat o schimbare, indiferent unde vă aflați, în ce raion vă aflați, făceți-vă timp duminică și veniți între orele 12 și 14, intervalul orar pentru care am solicitat primăriei municipiului Chișinău organizarea acestui protest pașnic, repet, practic e o întâlnire la cafea să ne cunoaștem și să discutăm, să socializăm și să tragem un semnal de alarmă. Da, să vadă lumea că într-adevăr suntem mulți prieteni și nu suntem puțini și să-i obligăm să țină cont de noi. De aceea, ce să vă spun, vă doresc tuturor, dragii mei, o noapte liniștită. Vă dau întâlnire mâine seară, la aceeași oră, pentru niște dezvăluiri din nou senzaționale. Veți auzi niște înregistrări care, în urma cărora veți descoperi multe, și, bineînțeles, vor fi, de fapt, confirmări ale a ceea ce eu v-am spus în multe seri, aici, în fața dumneavoastră. Dragii mei, nu uitați de îndemnul pe care vi-l fac seară de seară, de a fi alături de Moldova și de viitorul ei. De aia sper și îmi doresc din tot sufletul ca, nu știu, cât mai mulți dintre dumneavoastră să se trezească cu adevărat, să deschidă ochii. Vă aștept pe toți, duminica aceasta, 6 februarie 2022, în fața Parlamentului Republicii Moldova, orele 12, la Cafea cu Rizea, se ține în fața Parlamentului de data asta, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, numărul 105.